Muntelul și prietenii săi. Podcast, nu futilități! Asemenea unei mă măiestre ce singura avea darul să dămăduiască rănile cele făcuse, numai istorisirile ciudatului prieteni nu mai puteau alina răul, mulțumită lor mă pierdeam în lumea visărilor ca într-o beție, beție de felul celor de mac și de cânepă, ațățând închipuirea dopotrivă și urmate de treziri nu mai puțin amare. Ăsta este Mateiu Caragiale în Craii de Curte Veche. Uh, L-am găsit și citit de Andrei Pleșu și îl recomand tuturor. Bună seara, Silviu Munteanu, sunt, am ocupat vastele studiouri Radio 7 pe 103 cu FM. Suntem și video pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisica neagră. Dacă tot vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi foarte apreciate și ne-ar face mai vizibil. Și ce să vezi, în această seară de minunat noiembrie, stăm la vorbe despre droguri <hântu -i> cu domnul dr. Bogdan Gheorghe de la Asociația Națională Antidrog. Bună seara! Agenția Națională Antidrog. Bună seara! N-am zis așa? Așa am zis. Asociația. A, agenția, da. Bă, greșeala mea. Suntem la o cafea, sau cel puțin eu sunt la o cafea. Mă uitam la un podcast zilele astea și povestea un domn care se lăsase de cafea. Realmente s-a, lăsat de cafea și l-a ținut numai mult de 3 luni de zile, dar ajunsese la nivelul ăla de auto... cum spune... autosuficiență, că era pe aeroport și își râdea, râdea în gând de aia care stăteau la Starbucks la coadă, că uite ce dependență de cofeină au și eu m-am vindecat. Iar după 3 luni, a luat o gură de cafea, mă rog, o ceșcă de cafea și a spus, zice, băi, a fost o experiență la limita uh, uh, psihedelicului. Pentru că brusc organismul meu care se curățase cu totul de, de cofeină, a luat un bust și a fost m-am simțit foarte bine. Deci uite că și cafeaua face asta. A avut această experiență pentru că dependența este o boală cronică. Odată instalată, nu putem spune că suntem vindecați. Renunțăm la substanța respectivă pentru o perioadă de timp, deci devenim abstinenți. Noi suntem dependenți în continuare, doar că nu mai folosim substanța respectivă și noi suntem predispuși să recădem în consum. El a recăzut în consum, Ce nu a fost atât de mult motivat să-și mențină abstinența în, în continuare și se întâmplă lucruri de genul acesta la mine funcționează cumva altfel cafeaua. Sau, mă rog, mie, mi se pare că îmi face foarte bine dimineața, mă, mă, mă pune pe picioare. Eu am o per personalitate înspre zona asta de dezvoltat o său de dependențe. Eu până la ora 1 trebuie să consum două când destul de mari de cafea, pentru că altfel sunt, mă simt nefuncționabil și nu mă înțeleg eu cu mine. Adică, mai mult decât atât, sunt fumător și uh am nu o dată, ci nenumărate ori când lucrez, da? presupune că trebuie să scriu ceva sau să mă concentrez și am o, am o, grămadă de idei. Nu pot să mi le pun în ordine decât dacă mi-au o pauză de țigară. Da, te -ați încercat totuși să nu folosiți țigara și cafeaua? A rămas că ne tutuim. <laughs> ok. Ai încercat vreodată să te concentrezi fără a folosi aceste substanțe? S-a întâmplat să rămân fără țigări și nu a fost de -a. Uh, Pentru că noi atunci intrăm într-un blocaj. Pentru noi, ca orice persoană mm -hmm. consumatoare, noi ne găsim argumente să ne menținem acel, acea dependență. Și nu încercăm de fapt să facem nimic în lipsa acelor substanțe. Deci noi încercăm să ne găsim argumente de ce acele substanțe sunt benefice pentru noi, mă ajută să mă concentrez, mă liniștesc, îmi dau un trip bun, mi -am făcut mă relaxează. Mi-am făcut ordine în cap, da. Mi-am făcut ordine în cap, dar eu poate nu am încercat să-mi fac ordine în cap uh -huh. fără acele substanțe. Pentru că eu încercam să-mi găsesc un argument pentru a-mi satisface consumul respectiv. Sunt un om slab. Nu neapărat. Nu, nu ați văzut și poate și cealaltă parte. Și, nu, De și, nu ai încercat, și nu ai încercat să, să iei și cealaltă variantă. Hai să vorbim un pic uh, despre... Nu trecem cafeaua la drog. Da, ea nu e trecută. Vreau să vorbim un pic despre faptul că, uite, ce vorbeam și mai devreme, uh, beau 3 sau 5 beri într-o seară, da? Uh, și, să zicem un amic de al meu, da, el fumează un, uh, un joint, da? uh, A doua zi, eu sunt șofer, el este șofer, uh, ne oprește poliția. Eu nu am nimic. El probabil mai are în sânge uh, THC, probabil metaboliți, că așa... metaboliți delta uh, 9 tetrahidrocanabinol. El riscă dosar penal, eu bineînțeles că nu, că sunt ok. Uh, Întrebarea mea este, în momentul în care se întâmplă asta, poți să înțeleg că orică ai fumat un joint, orică ai băut bere, vin, alcool, așa, nu te sui așa la volan pentru că îți, nu mai ai reflexele cum trebuie. Normal, nici unul, nici celălalt nu ar trebui să se urce la volan. Dar de ce se întâmplă asta a doua zi? Uh de obicei, da? pentru o persoană care bea 3 beri, este posibil ca metabolismul să îl facă astfel încât să și elimine substanța din alcoolul din organism. Și totuși dimineață să nu mai aibă nici, să nu nici acea halenă alcoolică pe care o depistează... Dacă e inteligent și bea puțină apă înainte să dormi. Dacă face acest lucru, ok, s-ar putea nici să nu-i pună polițistul, să nu-i pună etilotestul, pentru că s-ar putea să nu identifice niciun, niciun semn la el. Uh, dar, în cazul celui care a fumat un joint de marihuana, de exemplu, uh, și acela trebuie să aibă niște semne care să arate că este sub influența unei substanțe. Că uh, caracteristicile lui de a conduce da? uh -huh. sunt afectate de consumul unei substanțe. Ok, să spune că polițistul face un control random și identifică o persoană care aseară a fumat un joint, acum nu este sub influență și îi se depistează la drug test metaboliții cannabisului, rezultați ca urmare a metabolismului cannabisului. Într-adevăr, îi se poate face un dosar penal, el este condus la medicină legală să. Acolo să se evidențieze exact prezența acelor metabolis, pentru că este bine de precizat. Aparatul aflat în dotarea poliției este un aparat de screening. Da? Nu este o probă în justiție. Proba în justiție este proba de la medicină legală și aceea trebuie luată în considerare. Deci acea probă de, de la tract poate să-l orienteze pe polițist să îl conducă pe respectivul conducător auto la medicină legală. Uh, un alt lucru care se mai poate întâmpla de la cannabis este că uh, în urma metabolismului, cannabisul se poate depozita și în țesutul gras al organismului. Așa. Are această capacitate. Și el poate să dea anumite fleșuri Uh, Busturi, da, da a doua încât, a zi. A doua zi, astfel încât capacitatea lui de persoane respective de a conduce autovehiculul să fie puțin afectată. Uh -huh. uh, Într-adevăr, acest lucru depinde foarte mult, acest, aceste cazuri în care a consumat ori, alcool, ori joint seara uh, și de Constituția persoanei respective. Este slab, uh, este mai solid, uh, are un metabolism mai accelerat, depinde ce a mâncat. Uh, Alte combinații cu alte substanțe. Deci, sunt mai mulți factori care pot influența aceste, aceste situații de identificare a substanței respective la un uh, examen, să spunem, un. un de vă. a Ce întrebam eu era fix următorul lucru. Ai băut alcool, ai reușit să-l elimini, a doua zi ești funcționabil și presupunem că ai toate reflexele de condus un autovehicul la înălțimea la care trebuie să fie. Nu același lucru se întâmplă nici nu știu cât la sută din cazuri, dacă ai fumat un joint, dacă ai fumat un joint cu o seară înainte, s-ar putea ca și a doua zi, nu știu dacă și a treia întreb, să nu ai reflexele corecte de a te sui la volan. Adică ar trebui să știm asta foarte bine, bănuiesc. Este un lucru care depinde de la persoană la persoană. Pentru că depinde, pentru o persoană care are. Mă interesează cât de corectă e legea din punctul ăsta de vedere, știi? Legea ne spune de conducerea sub influență. Uh -huh. Nu neapărat de toleranță zero privind. Păi și să pune că e sub influența a doua zi, dacă. Da, se întâmplă să asta mai posturi, Ar dar... trebui să fie făcut un examen medical uh -huh. pentru a vedea dacă capacitățile de coordonare psihomotorie pe care le are persoana sunt într-adevăr afectate. Nu știu dacă știi exact exemplul american în care polițiștii când opresc anumiți conducători auto chiar îi pun să facă anumite teste de orientare psihomotorie, acela de a, a merge în linie zi. dreaptă, da, degetul la nas, pentru a vedea dacă capacitățile lui de a se coordona sunt afectate. Și atunci, acela reprezintă un, o, o, o caracteristică foarte importantă de a ne arăta dacă suntem sau nu sub influență. Într-adevăr, în România, noi avem și legislația care suntem cu toleranță zero în ceea ce privește consumul de droguri la conducătorii auto. Și atunci se pune un accent foarte mare pe aceste rezultate toxicologice, acele făcute de la medicina legală, care presupune că sunt... Exacte, și au o legătură directă cu, cu afectarea caracteristicilor psihomotorii ale persoanei respective. O să ajungem și la drogurile alea mai complicate, dar rămânem în continuare la cannabis. Am văzut un documentar, cred, pe Netflix, în care am aflat de ce îi se spunea marihuana când s-au hotărât să-l interzică, i-au spus așa ca să facă legătura cu ceva toxic care venea din Mexic. Era treaba asta de propagandă, da? Mi s-a părut foarte interesant. Mai mă uit la ce se întâmplă pe planetă. În Canada s-a legalizat, în anumite state din Statele Unite s-a legalizat, în Olanda e deja celebra poveste. Acum eu sunt și un pic paranoic. Mă gândesc că Germania este într-o situație economică fără precedent în ultimii zeci de ani. Scholz a venit la un moment dat și a spus populației că cine iese în stradă și nu înțelege că suntem într-o situație că o să ne fie frig, așa, nu sunt foarte inteligenți, știi? A spus o mitocaneală de asta să aflu că se legalizează sau urmează să se legalizeze sau să te se telorizeze în, în, și în Germania undeva la 20 de grame pe, am fost rău, pe cap de vită furajată uh, eu sunt noi, în sensul în care m-am gândit că vrea să țină populația sub control, că dacă tot facem frigul în asta, că asta e situația, măcar să stăm un pic mai mai liniștiți. Nu știu exact ce are în minte, da, dar într-adevăr în Germania este în discuție o lege care presupune... Cred că și în, consum, și în Cehia e la Consumul fauna. recreațional, mm. da? dacă este o, să spunem, nu o directivă, o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății ca țările să uh, facă cercetări, să studieze uh, proprietățile medicale ale cannabisului, da, multe au început să se gândească și la legalizarea acestui consum recreațional. Ca berea, cum ar veni, sau ca... Da, să fie uh -huh. să fie ceva semător cum este Marbere alcool. Bere aliment, al, să zicem vin, hai. Calculul, calculul, ca alcoolul, uh -huh. ca, alcoolul, ca să nu spunem un anumit tip de, de alcool, să spunem, de să fie ceva legat de, de alcool. Într-adevăr, politica Uniunii Europene în momentul de față este cannabisul este sub control. Chiar dacă anumite uh, țări au luat anumite măsuri privind decriminalizarea uh, posesei în vederea consumului propriu, sunt anumite cantități pe care tu poți să le posezi. Da? Să le ai în posesie uh -huh. pentru consumul propriu și nu ți se întâmplă nimic din punct de vedere legal, dar nu înseamnă că nu există niște programe pe care tu trebuie să le urmărești. Toată lumea, de exemplu, Portugalia, în care se întâmplă un astfel de lucru, în care poți să deții asupra ta o anumită cantitate, dar dacă ești depistat de poliție, nu înseamnă că ajungi la pușcărie, dar ai obligație de a merge într-un centru de tratament pentru a se vedea dacă ești un consumator ocazional da? uh -huh. sau ești un consumator dependent care ai o problemă deja cu aceste tipuri de substanțe și atunci să intri în programe integrate medicale, psihologice și sociale pentru a te reabilita. Mă uitam cât de prozaic poate să stea lucrurile câteodată. Citeam o știre despre Canada, zicea că deși este legal, 50% se vinde la negru pentru că este mai ieftin, pentru că nu sunt taxele pe care le pui la stat. Uite, funcționează -și așa adică oamenii au rămas în zona asta. Există dependență de marihuana, de cannabis? Există dependență, dar nu acea dependență fizică pe care o știm sau pe care o, experimentăm, o experimentează consumatorii de heroină, pentru că multă lume face comparația între heroină, cannabis sau cannabis și alcool. Dar poate este bine să clarificăm un lucru. Toate cele trei substanțe menționate acum fac parte din trei clase diferite. Uh, mie îmi place să clasific drogurile din punctul de vedere al efectului pe care le au asupra sistemului nervos central, pentru că toate trei afectează sistemul nervos central. Okay. Alcoolul este o substanță care inhibă activitatea sistemului nervos central. Heroina, uh, la fel, o, o, inhibă. Cocaina stimulează, iar cannabisul este perturbator. Deci este puțin ciudat să vorbim despre aceste substanțe când efectele lor sau uh, clasa din care fac ele parte sunt diferite. Și atunci este bine nou să vorbim de substanțe din aceeași categorie. Există această temă că dacă te-ai apucat să... cred că e falsă totuși. Dacă te-ai apucat să, să consumi cannabis, ești dintr-o dată deschis sau șansele să ajungi la heroină e destul de mari. Nu cred că lucrurile stau chiar așa. Depinde de fiecare persoană în parte. Depinde Statistic vorbind. Uh, sunt multe cazuri. Adică citeam o statistică, și... de pildă, scuza-mă puțin, uh -huh. citeam o statistică că undeva la 2 milioane de. era cu câțiva ani, 2 milioane de români, da, s-a făcut, făcut o statistică în acest sens, au fumat pentru o singură dată în viață, da, au pus, au pus gura pe, pe, pe un joint. Uh, Băi, nu cred că au ajuns patăți la heroină, știi? Da, este studiul respectiv este posibil să fie chiar cel făcut de Agenția Națională Antidrog. Probabil da. Este un studiu care se realizează periodic, studiu în populația generală. Uh -huh. Într-adevăr, acolo sunt și acolo trei criterii. Este consumul de-a lungul vieții, acolo sunt luați în considerare persoanele care au experimentat o singură dată. Și cei care au experimentat o singură dată, consumul de droguri în ultimul an și consumul în, ultimul, în, ultima lună. Cei problematici, să spunem așa, mai problematici sunt cei în ultima lună, că sunt cei activi, care au o problemă destul de mare. Că și cei în ultima poate să consume ocazional la anumite evenimente și atât. Într-adevăr, cei de-a lungul vieții, cei mai mulți este posibil să fie rămas o singură dată să fi fumat substanța respectivă și, într-adevăr, să nu ajungă la heroină. Uh, dar sunt foarte mulți consumatori de droguri care încep, să spunem, această experiență și vor să experimenteze lucruri noi, uh, fără să vrea ajung în anumite grupuri care deja experimentează altfel de substanțe. Și ok, eu de ce să nu fac și eu lucrul ăsta? Uh, tripul dat de cannabis sau experiența dată de cannabis este diferită de cea de, de heroină. Cu siguranță, cel care va consuma heroină sau cocaină, da, îi va spune, Cannabisul este nimic mm -hmm. Nu e drog da, nu, e, nu este drog, mm -hmm. poate unii chiar o să, așa o să spună Uite să vezi tu, experiența mult mai frumoasă O să te simți mult mai bine Și ușor, ușor experimentezi lucrurile Și diferențele și efectele, să spunem Date în primă fază de droguri Sunt acea plăcere, plăcerile sunt diferite În funcție de substanțele pe care tu le vrei să Pe care le experimentezi Și diferă Te atrag unii poate să ajungă să experimenteze poate consumul de cocaină, de heroin, de noi substanțe psihoactive, dar poate cei mai mulți ar putea chiar să rămână la experiența dată de consumul de, de cannabis. Și cam atât, da. Uh, Știi, mi mi-a -mi înșirat toate grupurile astea de droguri acum și mă gândeam mă... Câte discuri mișto de rock and roll cel puțin s-au scris pe tot soiul de substanțe de genul ăsta? Adică există și uh, celălalt la al balanței, uite, mă rog. Mm, și povești. Exact așa, cum spuneam la început, cum spuneam, ok, bă, poate. Am fost, au avocat, impres... mai sunt avocatul diavolului. Dar nu e nicio problemă, mm -hmm. dar poate scriau și compuneau și alte compoziții. Poate chiar dacă nu erau sub influență. Abar n-am beatles aia, Lucy in the Sky with Diamonds, e de, de acolo. De cele mai multe că ori, într-adevăr, în -ma. majoritatea artiștilor au experimentat consumul de substanțe și uh, au foarte multe exemple prin care ei spun că cele mai bune piesele lor au fost realizate în urma consumului unei substanțe. Dar totuși sunt foarte și foarte mulți artiști care... Au avut un, să spunem, episoade tragice ca urmare a consumului de astfel de substanțe. Vreau să ajungem la, la chestii mai complicate și anume există acest drog ușor, marijuana, da? Cannabisul, și există lucruri mult mai complicate, cocaina, heroina, chestii care te omoară. Adică una este să, să te împuști un pic în cap într-o seară cu alcool sau cu un joint, alta e să ajungi la treburi care presupun uh, chiar un ac în venă și așa mai departe. Și care, uh, cred că în momentul în care ai ajuns acolo, fără nicio glumă, chiar ți-ai semnat condamnarea la moarte cumva. Cât de complicat uh, e, stau lucrurile la noi în București, în țară, cât, cât știm din țară. Uh, și mai am o întrebare adițională la treaba asta. Noi am început să încasăm problema asta cu drogurile cam de până în anii 2000, când la nivel de stat nu se știa mare lucru, era și mai tabu decât acum. Cum, cum s-a dezvoltat strategia asta de a, a, a agenției de a, de a face statistici și de, de a avea o, o, o imagine foarte clară a ceea ce se întâmplă? Agenția Națională Antidrog monitorizează anumiți indicatori epidemiologici care sunt dezvoltați de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie de la Lisabona, o instituție a Uniunii Europene. Deci monitorizează periodic acești indicatori epidemiologici, admiterea la tratament, urgențele medicale ca urmare a consumului de droguri, decesele asociate consumului de droguri și realizează și studii. În populația generală sau în populația tânără, în special în populația școlară de 16 ani. Aceste studii au niște metodologii care au fost rulate sau au în spate foarte multe informații științifice, deci au baze solide științifice, și atunci noi le implementăm și noi. Uh, multe dintre ele sunt implementate, multe o parte dintre ele sunt implementate la nivelul Bucureștiului, unde sunt multe centre de tratament. Dar studiul în populația generală care presupune niște interviuri cu persoane consumatoare sau neconsumatoare, se întâmplă la nivel național. Uh -huh. uh, și aceste interviuri, aceste rezultate sunt analizate în cadrul agenției, avem sociologi. Care se ocupă foarte mult de acest fenomen, și apar aceste date. Date care sunt transmise la nivelul Uni Uniunii Europene pentru a se vedea, de a ne pune și noi bucățica noastră la nivelul Uniunii Europene pentru a arăta ce se întâmplă la nivelul Uni Uniunii uh -huh. Europene. Din. 2000... E și cum stăm noi? La nivel. Este o frază pe care, nu, eu tot o folosesc, dar în continuare este de actualitate. Conform datelor statistice, suntem sub această medie europeană. Mm, nu e puțin lucru. Dar, în același timp, creștere. suntem într-o creștere. Mm -hmm. Într-adevăr, este o creștere nu atât de mare, nu atât de abruptă, dar este o creștere. Eu pun această creștere și pe seama noilor substanțe psihoactive care din 2008-2010 au intrat pe piața din România și prin piața din Uniunea Europeană, mai ales prin faptul pentru că erau substanțe care nu erau supuse controlului și foarte mulți tineri s-au aruncat în, în, în această plasă, ok, sunt legale, nu mi se întâmplă nimic, nu poate să-mi facă poliția nimic și atunci eu consum dar din punctul meu de vedere care sunt mult mai nocive decât drogurile tradiționale. Pentru că aceste noi substanțe psihoactive sunt substanțe chimice sintetizate în laborator, substanțe care doresc să imite efectele drogurilor tradiționale, dar care au o caracteristică mult mai puternică de a uh, duce la apariția dependenței. Odată și în al doilea rând, cred că nu știi ce bagi în tine. Na. Asta cu siguranță nu știu ce bagă în mm -hmm. ei consumatorii, pentru că tu când te duci la dealer, vreau... Uh... Eu mi-aduc aminte că era un magazin în vama veche, acum vreo câțiva ani de zile, uh, care vindea legale, da? Cum erau atunci, erau cu Legale ceva... sau enobotanice, cum era chiar termenul <sus> da, foarte exact, mult exact. Uzat. exact. Uh... Și văzusem o pastilă care era cam de 3 cm, deci era o chestie, își scria pe ea nerecomandată consumului meu, zic, bă, ce asta, mă? Și de, cât de inconștient să fii să, înghiți treaba aia, la n ce ce se întâmplă și încotro... Pentru că... Că, nu era o chestie ca, cum să spun, ca un alt drog pe care am auzit că l-au luat și alții și ai văzut că sunt ok. Era o chestie total necunoscută. Mă, Așa, de ce nu mănânci de pe jos? Erau poate o chestie necunoscută pentru cei care nu făceau parte din această lume. Pentru că informațiile legate de substanțe. Că eram cam bătrân, magazin. Uh, uh, circulă foarte rapid în rândul consumatorilor de, de droguri. Atunci era ceva de noutate, într-adevăr, și pentru ei. Știau că sunt anumite substanțe care dau niște tripuri, niște experiențe plăcute. Da? Uh, erau mai ieftine, erau mai ieftine față de drogurile tradiționale uh, și cei care vindeau astfel de substanțe au avut un marketing sincer foarte bun în care au promovat aceste substanțe. Uh, Într-adevăr, uh, nu numai la noi, și în alte țări din Uniunea Europeană uh, au, au fost probleme legate de aceste substanțe uh, pentru că era o problemă în a identifica exact tipul de substanță care era în compusul respectiv da? și pe urmă de a vedea fix efectele nocive pe care le are. Și pe urmă procesul de introducere a acelei substanțe sub control, care Dura, sincer, foarte mult, pentru că la momentul respectiv foarte mult spunem, Domne, ok, nu sunt pentru consum uman, de ce le pui sub, în tabele din legea anexă la legea 143? Cu toate că toată lumea știa că acele substanțe, chiar dacă au avea acel mesaj, nu sunt pentru consum uman, erau consumate fix de persoanele consumatoare de droguri. Uh, mai am o întrebare... Uh personal, este o opinie personală, eu sunt pentru legalizarea marihuanei, dar mi se pare că se întâmplă și în altă parte, nu mi se pare așa per total mai complicat decât berea. Sunt probleme la oamenii care au, am văzut, sunt probleme la oamenii care au by default niște stări psihotice, niște probleme psihice pentru că le potențează treaba asta, însă am și un copil, da? adolescent, Ceea ce m-a făcut să mă interesez mai mult, și a apărut un soi de îngrijorare la mine, în momentul în care m-am plimbat pe lângă o școală și am văzut niște puști de clasa A8 -a care fumau un joint. Și m-am scărpinat așa puțin în cap și zic, bă, nu e totuși cam de vreme? Și m am, am uitat, am început să mă uit și pe net la un moment dat, sau nu știu, am văzut un documentar și zis, bă, pentru bă, adulți, da, pentru copii, pentru adulți, nu prea e ok până la 24-26 de ani să consum nem așa ceva, pentru că îți, orice fel de substanțe de genul ăsta, pentru că îți afectează, îți diminuează activitatea psihică activitatea creierului. Pe total, poți să rămâi mai prost decât ai avea potențial să fii. Înțelegi? Este în special e... pentru că până la acea vârstă ești într-o perioadă de dezvoltare. Organismul este într-o perioadă de dezvoltare uh -huh. și atunci orice substanță pe care tu o aduci, o substanță care, să spunem, nu este atât de bună pentru dezvoltarea normală a organismului, poate să afecteze această dezvoltare. Conform datelor statistice ale agenției pe care le aveți, cât de îngrijorător este aspectul ăsta la ceea ce se întâmplă în școli licee și ce se consumă acolo? Cât de îngrijorat să fiu o ca părinte la adică? În continuare, noile substanțe psihoactive, acele celebre nobotanice, sunt de actualitate pentru că, într-adevăr, chiar dacă nu mai sunt acele magazine fizice de la colțul străzic sau din vama mm -hmm. veche, cum erau odată, da? acum sunt magazinele online sau este chiar comerțul de mică publicitate de pe anumite site-uri care se promovează sau se vând anumite produse. Se întâmplă și comerțul cu astfel de substanțe. Tinerii, cum am spus, ei se aruncă în consumul de acest... De aceste tipuri de substanțe, pentru că ei zic, ok, nu face nimic, poliția. Este și cannabisul. Este pe un, tot pe un loc fruntaș, pentru că tinerii iar văd internetul, filmele, muzica. Netflix. Da, care promovează, promovează, care arată foarte multe exemple. Da, un coolness, da, așa. Da, e. da un, este cul cool să faci chestia uh -huh. asta, este la modă. Uh, și, în același timp, și legislația din alte țări privind decriminalizarea sau legalizarea consumului de, de cannabis îi face pe ei să spună, ok, autoritățile din România nu sunt competente celelalte țări fac o groază de lucruri Uite, sunt mult mai bine decât noi dar și celelalte țări au o istorie mult mai mare în ceea ce privește educația tinerilor pentru a alege într-un fel ce este mai bine pentru ei de a alege sănătos Ăsta este un lucru pe care și noi, prin Agenția Națională Antietroi, dorim să-l facem prin activitățile care le avem noi în mediul școlar, în mediul universitar chiar, prin care să informăm, să educăm și să-i facem prin tine să conștientizeze că aceste substanțe au și efecte negative și că poate uneori aceste efecte negative sunt mult mai mari decât, să zicem așa, efectele pozitive pe care ei cred că le-au în urma consumului. Sunt multe cazuri în școli, Păi, doar dacă ne uităm la ce vorbește presa în ultima perioadă, ne dăm seama că, într-adevăr, există foarte multe cazuri de tineri care experimentează astfel de substanțe. De multe ori, nu neapărat sunt în cadrul școlii, dar sunt tineri care sunt în, într-un sistem de, de educație și atunci populația țintă. Și ce consumă? Adică, în afară de jointuri, ce Dumnezeu mai consumă? Din ce știm? B Aceste botanice no mai sunt și substanțe de tip amfetamină, metamfetamină, mm. care pot fi și ele fumate, substanțe de tip stimulant, amfetamină, metamfetamină, ecstasy. După cum am văzut anul acesta, mai ales fiind după o perioadă în care am, activitățile noastre au fost limitate, anul acesta au fost foarte multe festivaluri în care tinerii. Au fost dorni să iasă. Da, am avut un, niște cazuri total neplăcute cu tinerii care au murit. saga au fost dori, A fost doar da. un... A fost îngrijorător. A, a fost doar o singură persoană a, care da, da, da. A, a decedat. Într-adevăr, au fost mult mai multe cazuri de persoane care s-au intoxicat cu substanțe consumate. Da, este un fenomen care se, se întâmplă din acest punct de vedere, noi începem această activitate de prevenire din timpul școlii sau la vârste mai fragede pentru ca tinerii să cunoască și efectele negative. Internetul e o sursă foarte bună de informații, dar în același timp se găsesc și informații bune sau să spunem informații corecte, dar și sunt foarte multe informații care nu sunt chiar atât de corecte privind efectele consumului de droguri. Uh, mă uitam de pildă pe Netflix, da? Pe Netflix există mai multe tipuri de propagandă. Una din propagandele pe care le găsești adesea, mai ales în, și în filme, dar mai ales în partea de seriale, este că mai toată lumea consumă cannabis. Da? Uh, mai mult decât atât, există și niște documentare care uh, vorbesc despre celelalte tipuri de droguri uh, psihedelice. Uh, și oamenii care vorbesc acolo sunt din zona academică, adică nu sunt niște fiștecine. Uh, și Inclusiv există un documentar despre ciuperci, dar despre ciuperci, cum să spun, în toată accepțiunea ideii de ciupercă, nu numai cele psihoactive. Și există, și există și aceste ciuperci. Deci, propaganda... Este și uite cum funcționează în zona asta de entertainment. Întotdeauna pop culture a venit cu tot soiul de tot timpul a fost mm -hmm. această această influență. Acum, depinde cât de bine suntem noi pregătiți. Și aici este să spunem un obiectiv al uh, instituțiilor statului. Cred că dincolo de, 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 de individul propriu zis care este expus la asta și de ce Dumnezeu poate să facă statul și cât poate să facă, mai sunt problemele din familia de acasă, care are acolo e problema mare la unii dintre ei, într-adevăr, sunt problemele care apar acasă. Părinți despărțiți, nu știu, copii abuzați și atunci alcool. intră -alcool, alcoolul în cadrul, în cadru familiei. Într-adevăr, sunt factori care pot influența, care pot conduce un tânăr să uh, cadă în această nu știu să zic patimă, să dezvolte această problemă legată de consumul unui drog. Da. își găsească un refugiu își găsește un refugiu mm -hmm. ei trebuie să înțeleagă că refugiu pentru aceste tipuri de probleme din familie nu se găsește în aceste substanțe pentru că în primă fază îl poate să spună ok, îmi trăiesc pe experiența prin consumul de substanțe, dar problemele nu dispar problemele cu alcoolul din familie nu dispar Da, familia va bea va utiliza în continuare alcool se va certa în continuare cu el părinții, nu știu, vor avea episoade de violență fizică și verbală cu el în continuare. Discuția... Măi, alcoolul face asta firea să fie. Eu știu cum mi se întâmplă mie, dar la... eu pot să beau destul de mult alcool încă mă mai ține ficatul. Mai e momentul în care beau vin roșu. Deci pe restul pot să le -a. În momentul în care beau vin roșu, încep să amarțag. Adică... O măsură de reducere a riscului este de a nu mai consuma vin roșu. Ar face bine la inimă. Uh... Așa spunem, așa spunem, dar și acel lucru spune. Doctorul spune că doar o anumită cantitate de multe ori. Noi spunem, ok, un pahar în plus nu face rău. Ne face bine în continuare. Cum spuneam, ne găsim argumente, noi să, se ne, să ne satisfacem, să spunem așa. Um, consumul pe care noi ne-l dorim. Instituțiile superioare mi-au dat o piatră peste vița pe care o am în curtea unde stau ai mei și iarna asta am scăpat de vin roșu, firar ar să fie, așa că... A. Da, s-a redus Polosco. acest risc. Da, redus da, acest da, Firar ar să fie că vine iarnă grea. <laughs> în fine, da, sunt problemele astea cu alcool în general, sunt în familie. Că Există această discuție care este în, în barca Canabisului. Zice, bă, dar la cannabis nu te iei la bătaia, dar de la alcool ajungi la tot soiul, să ajunge la crimă, știi, ceea ce e destul de complicat. Da, cum am spus, sunt foarte multe comparații care se pot uh, face. Uh, și poate în unele cazuri de la alcool nu se ajunge la cazurile de violență, sau chiar și de la cannabis se pot ajunge la alte episoade care să nu fie uh, atât de pozitive. Pe... Da, da. episoade psihotice care na, pot să ajungă la episoade uh, violente, atât fizice, atât verbale, și alte episoade care să nu fie, să fie asemănătoare cu cele consum de, de alcool. Uh, nu știu ce se va întâmpla și în România pe viitor legat de, de cannabis. Ceea ce știu că în momentul de față este supus controlului. Este posibil cum a fost și cu prohibiția, da? Toată lumea a spus uh -huh. ok cu adică alcoolul. La, la scara an... istorică, cannabisul este interzis cam de 100 de ani, adică la scară istorică nu semnă prea mult. Și cu alcoolul, nu știu cât 10 ani a ținut prohibiția, acum înțeles că vor să ne interzică și fumatul. Mă rog, nu mie, ci generațiilor mai tinere. Nu cred că o să funcționeze. De asemenea, este un obicei, decât lumea. E o prevenire de mediu care se face, de exemplu, în cazul tutunului. Prețul mai mare la tutun, acele reclame care sunt puse pe, ă, cu persoane care au anumite afecțiuni pe pachetele de țigări, lipsa reclamei la televizor. Sunt niște acțiuni de prevenire care îl face să nu mai fie atât de prezent, nu știu, pentru tineri. Pentru că nu-l mai văd. Nu știu, cum eram eu, de exemplu, în școala generală, când erau reclamele la toate firmele de țigări la televizor. Era, sau era... dallas cu Kent. Era dallas da, cu mm. care promova și el consumul de, de tutun. Acum, ușor-ușor, încearcă să limiteze, să spunem, această reclamă la aceste substanțe, dar, pe de-o parte, se lasă un gol care se pare că, ușor-ușor, este, să spunem, umplut de drogurile care până acum erau supuse controlului. Și atunci nu știu ce se va întâmpla propriu zis, care va fi evoluția pe, pe viitor. Eu în continuare spun, și eu am fost fumător. Am reușit, sunt abstinent de, de 2 ani. Uh, Visez noaptea? Da, locuiesc. și acum mai am flash legate de momentul în care fumam. Da, Când văd un fumător, într-adevăr mă gândesc și să eu să la... nu încerc nu-ți dau țigară. Uh, nu, nici nu-mi doresc, dar flash mm -hmm. le am. Mm -hmm. Și de asta spun, eu în continuare sunt o persoană dependentă de tutun, dar sunt abstinent. Da, îmi țin în frâu. Acest lucru, până la urmă, trebuie să fie dezvoltat din punctul meu de vedere, să se pună un accent. Multe țări poate lau deja acea parte de prevenire, dar și această parte de asistență. Și de treaba de prevenire și de asistență este o treabă. Dictatura sănătății, la care văd că ne îndreptăm, este cumva altă treabă. Adică, măi, să interzici fumatul, care, repet, se întâmplă de când lumea, adică nu e o treabă de câțiva ani, se întâmplă de când lumea, nu are cum să funcționeze și treaba asta nu poate să provoace decât niște disensiuni sociale destul de complicate. Și o piață neagră care va funcționa, nici nu vrei să știi. Aici trebuie să fie, găsită, să, să, fie găsit un echilibru, pentru că din punctul meu de vedere, cu siguranță în țările în care, de exemplu, a fost legalizat cannabisul și cum spuneai și tu, există și o piață neagră a cannabisului. Odată poate că prețul este mai mic, dar odată pentru că și poate cantitatea de THC, concentrația de THC din plantă este mai mare. Și atunci oamenii vor să experimenteze efectul psihoactiv mai puternic. În mm -hmm. cel reglementat concentrația s-ar putea să fie limitată. Da? Iar în cel de pe piața neagră, concentrația Fii, să ei, fie mea. mai mare. Dar atunci și riscurile sunt pe măsură, cum spuneam, de episoadele acelea psihotice care pot apărea la persoanele care sunt predispuse de a dezvolta astfel de, de afecțiuni. Uh, mai este treaba asta cu, cu cannabisul care are cei doi compuși, da? Uh... Tetrahidrocanabinolul și cannabidiolul. THC-ul și Sibidiu. THC-ul este cel care, dacă e să consumăm, ne dă starea de hai. Responsabil pentru starea psihoactivă. Celălalt se folosește în sunt tip anumite de medicamentație, da, sau tratamente? Da, sunt anumite medicamente care au fost dezvoltate și care conțin pe de o parte CBD, cannabidiol, uh -huh. iar altele sunt dezvoltate cu THC sintetic. Deci există în lume medicamente care sunt acreditate de uh, agenții ale medicamentului. Da, și sunt disponibile. Prin anii 2000 circula o poveste din Israel, am înțeles, nu știu cât de adevărată e, la nivelul ăla de legendă urbană, cum exista o, o fetiță de 9 ani cu un cancer cu metastază, nu știu la ce exact, pe ce organe, dar era în situația asta, și un tată care avea grijă de copil cum era și normal și a mituit o asistentă. Să-i pună în perfuzii fix acest ulei de... De cannabis. de cannabis. Nu știu dacă chiar în perfuzii sau cum mi l-a administrat, că bănuiesc că nu poți bagi uleiul la în sânge totuși. Este, este greu într-adevăr, dar acum... Și că rezultatul ar fi fost că, absolut miraculos, remisia de cancer a fost spectaculoasă și în timp foarte scurt. Este acest, acest compus... Se studiază uh. în momentul de față, într-adevăr, efectul pe care îl are uh, consumul de cannabis da? asupra uh, tratamentului în cazul bolnavilor de, de cancer. Uh -huh. Cele mai multe date arată... Și nu vorbim de THC aici ca să fim limpezi pentru toată lumea. Uh, în momentul de față să știți că se, fac, să știi că se fac studii exact pe planta de cannabis pe combinația dintre cele două. Dacă mă mai tutui, dacă, dacă mai vorbești o dată cu dumneavoastră să fac o țigară. Uh, o să fie pusă pe masă și o să stea liniștită. Uh, deci, um, au un uh, studiu și această uh, acest efect pe care îl are combinația de THC și CBD uhum. asupra bolnavilor de cancer, dar până în momentul de față datele arată că, într-adevăr, CBD-ul ar avea efecte terapeutice în ceea ce presupune efectele negative ale chimioterapiei în cazul bolnavilor de cancer. Îți mai reglează un pic. Da, te mai reglează puțin, îți mai reglează puțin, adică îți mai atenuează durerea dată, senzația de greață de om le mai atenuează, îți dă o senzație de foame, niște lucruri care te ajută să fii, să spunem, mai pozitiv, o stare mai de uh -huh, bine. Uh -huh. Să spunem, în tot contextul negativ, îți dă o stare de bine. Dar cred că e foarte importantă în momentele alea să ai un mindset de... Na. Este starea psihică, este foarte importantă în cazul oricărei afecțiuni pe care o ai. Și atunci, într-adevăr, este posibil. Dar, cum am spus, și în momentul de față nu există date care să spună clar, ok, face acest lucru, tratează uh, asta și, nu, și efectul negativ este celălalt. Se studiază în continuare. Sunt, într-adevăr, și cazuri în care sunt pozitive, dar acele cazuri sunt împreună cu medicamentele luate. Da? Am înțeles e un tratament mai Este, Adică este se vede efectul cannabisului împreună cu tratamentul medicamentos pe care îl are, și mai trebuie luat în calcul și încă un lucru. Și medicamentele au evoluat foarte mult, și atunci este greu de a se face un studiu clinic, să spunem, exact ca la carte, în care se dă doar cannabis, și la celorlalți se dă un medicament placebo, și să vadă efectele. Pentru că, na, în cele mai multe cazuri, bolnavii care mai ajung și în stadii terminale nu au foarte mult, nu au un timp foarte mare pentru a duce la capăt un studiu de tip clinic în acest caz. Dar se studiază, se iau în considerare și aceste efecte terapeutice pe care îl poate avea anumiți compuși din planta de cannabis. Am înțeles că în Statele Unite, tot suntem la drogurile care ne pot face mai bine un pic, uite că am ajuns să vorbești despre asta, asta e semn de sănătate, există soldații cu sindromul ăsta post-război, cu traumele trăite acolo, care sunt niște treburi destul de complicate pentru oamenii cu pricina și am înțeles că se fac tratamente cu psihoterapeut cu ei sub influența extazii, pentru că mă rog, ca la orice drog și este ziul ei și are un moment de, de, de culme în care ești în culmea fericirii și, și a, în momentul în care ating punctul ăla, abia acolo poți să le zic că să le deschidă acele subiecte traumatizante și pentru că se întâlnesc în momentul de maximă fericire cu traumele alea, poate să depășească ulterior mai simplu această situație. Într-adevăr, din, chiar din materiale de specialitate care le-am mai citit. Pe care l-am da. Citit, nu știu Le-am e... mai citit și eu De de ceva timp încoace. Am, Într-adevăr, am observat un accent, într-adevăr, pe anumite tipuri de droguri, care să nu uităm în prima fază și ele au fost concepute ca medicamente, da? să se pună din nou accent pe ele, să se vadă Partea terapeutică. Uh -huh. Dar uh, ele, din primă fază, când au fost dezvoltate, s-a încercat o dezvoltare a unor medicamente, au apărut foarte multe efectele negative. Și atunci, punându-se în balanță efectele negative cu efectul terapeutic, s-a văzut că cele negative erau mult mai mari decât cel terapeutic și atunci s-a lăsat deoparte. Într-adevăr, acum există și uh, mult mai multe posibilități de a analiza, de a, de a studia aceste lucruri și este posibil la un moment dat să se scoată gen cum este cannabisul, THC-ul și CBD-ul, să fie identificați anumiți compuși. Da? Care să aibă un efect terapeutic mai mare decât cel negativ? Da, sunt curios dacă funcționează. Am văzut că mai, așa, ca amuzament, mai uh, încercau să trateze schizofrenia cu șamani. Să foarte interesant, să intri pe anumite frecvențe unde poți să te întâlnești cu și da, erau tot soiul de chestii astea. Nu știu dacă sunt funcționabile, dar am citit că se fac. Substanțele psihoactive au fost uh -huh. utilizate foarte mult de către șamani, de către cultura indiană. De către și ei. Da, Asia, hey. uh, da uh poate anumite instituții exact pentru efectele negative pe care mm -hmm. le au asupra psihului uman, da? dar au fost utilizate. Dar aici eu am cel puțin de multe ori mi se spune, ok, eu vreau să fumez cannabis sau o să iau ecstasy, că o să iau responsabil da? Vedem același lucru și la alcool, vedem și la tutun uh, să consume responsabil. Am, des... limita... am, am băut responsabil 10 bere da. Afară, da. limita aceasta dintre responsabilitate și iresponsabilitate este foarte subțire și este foarte ușor de, de trecut. Revin în continuare la acest lucru. Uh, cunoașterea, da? Informațiilor colecte despre aceste tipuri de substanțe ne ajută până la urmă, poate să ne limităm la un consum responsabil, dacă poate să existe ceva de genul acesta sau nu. Și de asta, informarea, educarea sunt niște lucruri foarte importante și în acest domeniu. Și ține într-adevăr de fiecare și, și în special de părinți, pentru că vorbeam mai devreme de, de copii. Părinții să nu mai fugă de astfel de, de subiecte da? Să caute, să caute informații. Deja sunt, chiar dacă nu sunt atât de multe centre de tratament, există centre care poate să sprijine, să le dea informații. Găsești și informații la rândul lor despre astfel de, de substanțe. Agenția Națională Antidrog are o rețea de 47 de centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog. Uh, câte unul disponibil în fiecare județ. Deci poate să solicite acolo informații despre substanța X, despre substanța Y, de ce poate să facă, unde poate să-și trateze copilul, care sunt metodele prin care uh, poate să încerce ceva în această Probleme. Sunt două treburi pe care vreau să le ridic aici, apropo de ce ai spus. Unu, am văzut în, la niște festivaluri din Europa, de-astea muzicale, dar din Europa, cred că în Anglia se întâmpla, s-a făcut un cort a Agenției Naționale Antidrog de acolo, sau ceva în zona asta de ONG, în care tu puteai să te duci cu drogurile cumpărate de la ce dealer vrei tu, da? cine să nimerea și să ți le verifice acolo dacă sunt ce ai luat sau poți să ai probleme fără vreo implicare a poliției, știi? Ceea ce mi s-a părut, dacă mă întreb, un semn de sănătate, adică, băi, nu vrei să-ți moară ăla, totuși. Iar întrebarea numărul 2, că vorbei de centrele astea ale Agenției Naționale Antidrog, am văzut niște poze, știu și niște situații uh, și cred că cel mai îngrijorător este, mi s-a întâmplat mie să merg pe stradă, prin parcuri și să mai văd uh, niște seringi aruncate pur și simplu uh, aiurea pe jos. Uh, ceea ce mă îngrijorează, eu, eu târziu am aflat, eu am crezut chiar că au heroină acolo, târziu am aflat că s-ar putea de fapt să fie metadonă și dată de, de oamenii care vin cu uh -huh. mașinile și ajută, și ajută uh, Ajută cum consumatorii? Consumatorii, comanii voiam să spun. Măi, cât, cât de complicat și e treaba asta și câte de focare de-astea sunt, cel puțin în București? Și cam pe unde sunt ele? Începem de la prima întrebare. <laughs> da? Într-adevăr, la anumite festivaluri, în anumite țări, există serviciile acestea de... Drag... de prevenție. Drug checking. Uh -huh. Acolo nu sunt dezvoltate de instituția statului, acele servicii, festivalurile, cei care organizează astfel de festivaluri, chiar ei merg cu anumite organizații non-guvernamentale care au activități de testare sau chiar firme de testare și își aduc acolo mini-laborator. Pentru că ei doresc ca asupra festivalului să nu există un astfel de, o astfel de, să există o problemă legată de decesul unei persoane. Uh, și, într-adevăr, acolo, în interiorul festivalului, participanții vin cu substanțele lor și sunt uh, testate calitatea, să spunem, calitatea drogului. De fapt, nu neapărat calitatea, cât să vadă exact, nu știu, este ecstasy sau este ecstasy împreună cu un canabinoid sintetic sau catinonă sintetică. Vreau să mai dau eu un exemplu pe care s-ar putea să înțeleagă lumea și mai bine. Știu oameni care sunt consumatori de iarbă, da, de da? marijuana, de cannabis și care s-au trezit simțindu-se rău uh, uh, cu Sprei de gândaci, da, cu substanțe de omorât, gândaci pe plămâni, pentru că stropeau pur și simplu plantele alea. Știu cazurile astea. E unul din ele, iată. Da, sunt, sunt aceste programe de, de reducere a riscurilor și atunci acele, acei organizatori și au aceste măsuri. Ok, să nu aibă cazuri de deces, da? Uh -huh. Atunci să se facă acest serviciu de, de testare. Într-adevăr, cum iar mai menționam, deja acolo există o cultură. Oamenii deja au o educație. Deja și instituțiile de forță au fost formate să înțeleagă acest fenomen. Noi ne putem uita la exemplu pe care există în România: cât a durat să fie implementat serviciul de schimb de seringi, prin care organizațiile non-guvernamentale ofereau seringi consumatorilor și le uh, culegeau pe cele care fusese reutilizate. Uh, pentru că... Să nu se transmită SIDA și așa mai departe. Pentru bolile infecțioase, da, da. Asta este o măsură de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri. Uh, și deci, noi, cum am spus, 2000 a început o experiență, să spunem așa, uh, sau să, fie, să apară o imagine legată de consumul de droguri. E o istorie mult mai mare. Și serviciile s-au dezvoltat altfel și oamenii s-au uh, informat și educat altfel. Și atunci... De asta serviciile sunt puțin mai evoluate. Sistemul din România, sistemul de prevenire și asistență, dezvoltat de Agenția Națională Antidrog, a avut la bază sistemul spaniol. Uh -huh. Este organizat asemănător. Într-adevăr, acum este greu ca Agenția Națională Antidrog să facă un astfel de serviciu, pentru că sunt în cadrul instituției sunt ofițeri conform statutului ofițerului, el dacă intră în posesia unei substanțe, trebuie să facă anumite măsuri. Da? Să le ia. Și atunci, anumite servicii este greu să fie făcute de Agenția Națională Antidrog. Dar noi niciodată nu am fost împotriva acțiunilor de reducere a riscurilor făcute de organizațiile non-guvernamentale. Dar de asta, nu cred că la noi agenția va putea să facă un astfel de, de serviciu, dar va putea să sprijine, de exemplu, nu știu, introducerea... Un antolt care vrea să facă asta, de pildă, fără să fie populația consumatoare, dar speriată că vine poliția peste ei. Da. Este, și, este <gură> foarte delicat, pentru că totuși, în momentul de față în România legislația... că, da, știu că legislația e o problemă. Este Vrei o... să previi, nu să... Da, și atunci... Iar atâta... legislația, Scuza mă puțin, puțin. Uh, legislația mi se pare că, băi, ai, o, ai un dependent și, nu vorbim de dependentul de, de iarbă, ci de, uh -huh. de treburi nasoale. Uh, Vii și-l bagi la pușcărie în loc să și îi prelungești pedeapsa doar pentru că a fost într-o situație care, să zicem, a cumpărat pentru el și pentru încă un prieten... Și l-ai băgat pentru trafic și îmi se pare că e inonorocit viața, adică mai rău i-ai făcut. E bine de văzut și aceste cazuri, pentru că în ultima perioadă, mai exact din 2014, de când s-a modificat codul penal, persoanele care dețin astfel de, de substanțe, în vederea consumului propriu, de fapt persoanele care săvășesc infracțiuni la regimul drogurilor, da? și se declară consumator de droguri, trebuie să fie evaluat de către specialiștii Agenției Naționale de Drog. Este o evaluare medicală, psihologică și socială. Mm -hmm. În baza acestei evaluări, da? persoanei respective îi se dă posibilitatea să aleagă să intre într-un program de asistență, astfel încât el să nu ajungă la închisoare pentru că sunt șanse foarte mari ca infracțiunea pe care el a făcut o să o fi făcut ca urmarea problemei de sănătate pe care o are el, dependențe pe care o are. Și atunci el trebuie să urmeze un program foarte bine stabilit, cu un plan foarte clar de asistență. Și atunci nu este nu ajunge la pușcărie. Sunt foarte mulți care ajung la pușcărie și care fac trafic și care nu sunt persoane consumatoare de droguri. Pentru că de multe ori foarte mult spunem, ok, uh, sunt consumator, uh, uite, aveam și eu trei bile, m-a luat poliția. Când Știi facem reclama de genul toată lumea o să spună că așa... Dar sunt multe cazuri în care ei nu ajung. Este în programele noastre sau celelalte centre dezvoltate de Ministerul Sănătății, de ONG-uri sau chiar instituții private care au centre de tratament. Știi care este senzația pe care o am eu de partea asta, la baricade? Este ca atunci când mi-ai pus un radar pe stradă, nu să previi accidentele, ci să mă arzi la bani. Înțelegi? Am această senzație, plus că, nu știu, cred că de la USR a venit, au crescut pedepsele, a fost o treabă de asta. curând. noi, ca instituție. Ori, în momentul în care tu vrei să previi o treabă ca instituția statului și vrei să salvezi viața omului ăla, da, să-l scoți din căcatul în care a intrat. Păi, nu-l bași la pușcărie, băi, nene. De asta noi am sprijinit modificarea în 2005 a legislației. Până în 2005 consumatorul de droguri care ajungea la spital avea dosar penal. Uh -huh. După 2005, consumatorul de droguri, nu știu, care se declară, eu sunt, pot să spun acum că sunt consumator de droguri, nu mă arestează nimeni, uh, nu mai este arestat, nu mai pățește nimic, nu, e, nu este sancționat. S-a făcut, okay. făcut această modificare astfel încât pentru cei care se declară consumatori de droguri să primească asistență în sistem liber de libertate, nu în pușcărie. Pentru că știm că, na, și acolo sistemul de asistență nu este atât de bine dezvoltat cum este cel din libertate. Și, deci s-a făcut această modificare. Într-adevăr, nu au scăzut și pedesele la un anumit moment pentru deținerea în vederea consumului. Dar, din câte știu eu, proiectul legislativ care a apărut este cel care incriminează deținerea în vederea traficului. Adică, când tu deții asupra ta o anumită cantitate de substanțe și se vede că tu faci. sau nu, există date, că nu te ia de pe stradă și nu. Uh -huh, uh -huh. nu sunt mai multe date legate de, de tine, legat că tu distribui și faci lucruri. Te-a turnat cineva. <găt> U, și, și acest lucru, da? Uh, și atunci <găt> ei te pentru trafic. Din ceea ce știu eu, aceste uh, pedepse sunt mărite. Nu cea în care, uh, care privesc consumatorul de droguri, deținerea în vederea consumului. Mă rog, dar aici probabil că lasă loc destul de mare de interpretare la judecător sau unde o fi, știi, ce, ce presupune trafic. Cred că s-au întâmplat tot soiul de situații de genul ăsta. Cred că am avut această discuție, l-am dat cu Sișu, care mi-a zis, băi, eu eram înregistrat consumator fiind și pentru că s-a întâmplat consumator fiind să Cumpăr și pentru un prieten, pentru aia m-au băgat. Știți? Că voiau să dea un exemplu, că uite, persoană publică și așa mai departe. Bine, asta se întâmpla acum, cred, 10 ani. Deci, toată lumea, sunt mulți părinți care vin și la noi, și noi referim către secțiile de poliție, spun, acolo se consumă droguri. Și poliția se duce și ca să-și facă, de exemplu, un anumit caz care să stea în picioare, să se ducă la judecător mm -hmm. să bage traficantul respectiv în, în pușcărie, sunt niște etape pe care de multe ori părinții sau anumite persoane care sunt direct uh, implicate, nu vor să mai vad. Nu face poliția ceva. Dar este un proces de durată pentru că tu vrei să iei cele mai bune dovezi că respectivul este un traficant și nu doar un consumator. Pentru că, pe urmă, să nu... Nici poliția să, ști, să știi, a început să facă această, această diferență. Da? Între consumator și un traficant. A făcut tot timpul. Da? Și atunci i resursele și le duc spre această parte de trafic. Pentru că dacă nu există traficul, cu siguranță și apariția de noi consumatori este mai mică. Care sunt focarele ale în București pe care ar trebui să le evităm? Și mai am o întrebare apropo de aceste focare. Ele vin la pachet și cu un tip de infracționalitate? Este și o mică infracționalitate. Adică care... când ai rămas fără bani și te duci... Inevitabil, să da. inevitabil. Tu vrei să-ți satisfaci dependența? Da, De fapt, organismul începe să intre în sevraj și încep durerile acelea insuportabile. Această... Asta se întâmplă de la ce exact? Care, care sunt astea mai complicate? În special de la, de la heroină. La heroină și de la uh -huh. Da, De la acestea, sevrajul, această stare în care, starea de reacție a organismului în care nu în momentul în care nu-ți administrezi substanță. Atunci organismul își cere. Și cum își cere? Te face, te trage. Începe să doară mușchi, oasele, să ai uh, dureri digestive, cu dureri de cap, să ai o stare general extraordinar de, de proastă, da? Și atunci tu ești în stare să faci orice. Tu nu te mai gândești că îți săvârșești o infracțiune. Da, bănuiesc că ți se întunecă operația Nu mai, tu, tu vrei să treci de durere, de stare aceea de rău. Pentru că este o stare atât de rea încât tu ai face orice. Orice. Da? Și atunci vine cu această parte și de, de infracțiuni. Din acest punct de vedere, cum să spun, de asta e bine să fie centrele de tratament disponibile. Pentru că ei nu mai își găsesc substanța, nu știu, se uh, modifică, nu știu, aprovizionarea cu astfel de substanțe, poliția își face, uh, face mai multe acțiuni, uh, se confiscă mult mai multe substanțe și atunci la ei nu mai ajung substanțele, ajung în stare de sevraji. Și ca să nu facă infracțiuni, trebuie să intre, adică este bine să intre într-un program de tratament, pentru că atunci deja l ai prins. Văzusem o știre, uh, nu din România, era vorba despre niște uh, traficanți de carne vie, care își țineau victime, am înțeles că albaneze, da? femeile pe care le puneau să se prostitueze și așa le ținau sub control, le administrau niște heroină cât să nu le omoare, cât să aibă dependența asta și le controlau pur și simplu ca pe niște păpuși tocmai bune de scos pe piața prostituției. Reprezintă o modalitate de control. La unei Avem turtații. așa ceva în București, de pildă? Nu știu să vă spun, nu știu să spun eu, nu știu să spun eu în momentul de, de față, dar... Mă um, că mai ori... sunt zonele astea, sunt, mai sunt zone în ferentari, mai sunt zone în tot, sunt tot de locuri pe care cred că e bine să le mai evităm. Da. Nu neapărat. Eu, e, eu e... sunt ala care m-a raport, am, am fost în câteva locuri pe planeta asta, am văzut ce înseamnă locul safe. Mie mi se pare Bucureștiul unul din cel mai safe locuri de pe planetă și, fără niciun fel de ironie, este și meritul poliției pentru asta. Este uh, și meritul poliției, este și, și meritul uh, instituțiilor care previn sau sprijină activitățile de reducere a riscurilor? Vreau să-l știu că rămâne safe în continuare sau cu, cu un, un grad de risc destul de mic. Adică, hai să-ți să dau alt exemplu. Tu, domnișoară frumoasă, drăguță, poți în momentul ăsta să te plimbi pe la două noapte pe bulevard cel puțin în Rahova fără să se ia nimeni de tine și să -ți, să, ți se întâmple nimic. Acum 20 de ani nu era chiar așa. Înțelegi? Ceea ce vreau să apreciez și să rămână lucrurile așa, eventual să îmbunătățească. Cu toate astea există aceste focare în care poate să ți se întâmple lucruri, știi? Da, și acolo este, de exemplu, asociația Aras, Asociația Română Antisida, care desfășoară activități uh -huh. de uh, reducerea riscurilor asociate consumului de droguri prin schimbul de serinci, prin consiliere pentru persoanele respective, prin îndrumare către servicii specializate. Este Asociația Carusel, care uh, a dezvoltat uh, așezământe în care să vină peste noapte, așezământe uh -huh. de noapte, okay. în care sunt anumite servicii. Din punctul meu de vedere, nu trebuie lăsate deoparte. Sunt partea orașului nostru. Poate este nevoie de o atenție mai deosebită acestor părți, astfel încât și ele la un anumit moment să devină o zonă, să spunem, aproape sigură sau la fel de sigură cum este, cum a spus, Bulevardul Rahova sau alt uh, bulevard. Da. Asta trebuie să facem, dar nu trebuie să ne îndepătăm, pentru că la un moment dat uh, uh, și aceste persoane trebuie să fie sprijinite. Să iasă din acea zonă a lor. Da? Acea, o consideră o zonă de confort. Poliția nu vine. A văzut că poliția vine, trec, vorbesc cu ei, îi caută pe cei care au săvârșit infracțiuni, cu ceilalți nu au absolut nicio problemă, instituțiile gen Arasu vin, vine, desfășoară servicii, direcția de asistență și protecție a copilului din sectorul 5 dezvoltă și el servicii pentru astfel de zone. Eu menționez astfel de da, deja Dar nu, nu important. Le le știu pentru uh -huh. că na, Iar o altă activitate, de exemplu, a agenției, este uh, realizarea unui raport național privind situația drogurilor în România. Aici, chiar despre asta vă te întreb. A fost o știre, da? da? Am vorbit, știu, acum câteva zile despre ea. A fost o știre cu câțiva ani, acum vreo 3-4 ani, când Marea Neagră ne-a adus niște pachete cu cocaină la mal și, băi, atunci, la valoare de un miliard. Și m-am scărpinat puțin în cap atunci și m-am gândit, zic, mă, suntem piață de desfacere sau suntem doar un uh, tranzit spre Europa? Și bănuiesc că la nivel de agenție sunt niște date. Sunt anumite date, dar partea aceasta de trafic se este, să spunem, competența poliției române. Acum, din ce am văzut sincer și eu, sunt multe activități care s-au desfășurat astfel încât să fie combătut acest fenomen. Uh -huh. România știm, este pe o rută de trafic din Afganistan către Europa de Vest. Da, suntem pe acest drum. Să știi că talibanii au spus că nu se mai ocupă cu a ocupat oar 90% din necesarul de opium al planetei sau 94%. De uh... scângat, au renunțat, nu cred asta. Da. Așa spune și reprezentantul afganistanului la organizația Națiunilor Unite, a spus că și ar dori să facă alte culturi de alte, să spunem, plante, dar în momentul de față cea mai să spunem, Bănoasă noi oamenii este... dacă nu fac asta acolo mor de foame. E e complicată situația. Și acel reprezentant da. cerea, de exemplu, și el niște acțiuni concrete astfel încât să fie sprijiniți, să mm -hmm. poată fi cultivate alte lucruri. Exact cum spunem de uh, Ferentari, da? nu îndepărtez, vin cu soluții. Mm -hmm. Nu doar arăt cu degetul, acolo este o problemă. Și atât. Încerc să identific și anumite soluții care să rezolvă acea problemă. Pentru că dacă tot timpul voi arăta acolo e o problemă, acolo e o problemă și nu fac nimic, acea problemă ușor, ușor se va mări. Există cazuri fericite pe care tu le știi, salvate, realmente, și nu vorbesc de cannabis, vorbesc de, de heroină, vorbesc de mi-ai amintit de una mai devreme înainte să intrăm, de săruri de baie. Deci, ce, ce te, te asta cu sărurile de baie? A fost tot un marketing al celor care vor vindeau aceste Am noi ferești. substanțe psihoactive. Băi, jur că n-am atâta imaginație să stau în baie și să trag niște dero pe nas, că m-am tâmpit la cap sau... Uh, bă, bă. ei au imaginație, au timp, au bani să facă să dezvolte astfel de substanțe, au bani să facă campanii de promovare, au foarte multe resurse pe care ei le folosesc în acest scop. Și atunci tot timpul este o perioadă în care aceste noi substanțe psihoactive vor fi căutate. Uhum. și vor fi în top. Și pentru... inventate și reinventate. și reinventate. Și reinventate. Da, acum depinde ce înțelegem noi prin vindecat. Cum spuneam, dependența este o boală cronică, ceea ce înseamnă că nu există un medicament sau o terapie care să spunem, gata, te -ai Spre exemplu, ai avut un consumator de heroină care a urmat tratamentul cu metadonă și și-a rezolvat problema și a scăpat cu viață și uh, ai cumva certitudinea, dar în procentual, încât să... Băi, nu se mai întoarce. Nu, nu o să, o să avem... Niciodată nu o să avem certitudinea că persoana respectivă nu se va reîntoarce la consum. Uh, cum spun specialiștii în domeniu, recăderea face parte din tratament. Deci există șanse ca persoana respectivă să mai recadă în consum, dar... Uh, Există și ca aceste șanse de a reinitia tratamentul să fie mult mai mari. De multe ori, un consumator de droguri, până să ajungă în tratament, durează foarte mult. Foarte mult. Odată ajuns în tratament, ce ține de noi, trebuie să-l ținem în tratamentul respectiv. Sunt foarte multe persoane consumatoare de, foste consumatoare de droguri, de heroină, care sunt în programele de substituție cu, cu metadonă și au un program foarte bun. Uh -huh. Adică. Sunt să spunem reabilitate. Pentru că ele și au medicamentul zilnic, dar au reușit să-și facă o familie, să aibă copii, au reușit să aibă un loc de muncă și să fie funcționale. Păi da, cu, ace, e cu, cu acel tratament. Mm -hmm. Într-adevăr, este un proces foarte greu. Cam câți ani. Estimativ, da, la un caz. Îți ia un an să te pui pe picioare dacă și ai, mai bă, mult să, și să spun, mai dacă mult. ai determinarea să te ții tu ca individ. Băi, am, am făcut pocă jos asta Da, da, da. Poate să fie, deci dacă ai motivația, ești motivat să renunți la consumul de droguri. Poți, dar într-adevăr nu singur. Sunt și cazuri care au reușit singur să facă acest lucru, dar majoritatea cazurilor care au reușit au reușit împreună cu această abordare integrată medicală, psihologică și socială. Pentru că în momentul în care ai probleme legate de consumul de droguri, nu e doar din punct de vedere medical. Ai și din punct de vedere psihologic. Ai dependența psihică pe care o ai și din punctul meu de vedere este mult mai periculoasă decât cea fizică, uh -huh. dar și acea dependență socială pe care tu trebuie să o tratezi și pe aceea. Toate Dacă... problemele sunt în cap. Sunt în cap, hmm. dar la un moment dat problemele din cap încep să genereze probleme și în lumea, ta, din, și, lumea din jurul tău. Și atunci și acelea trebuie să fie rezolvate. Astfel încât să ajungem la acel termen de persoană reabilitată. O persoană abstinentă, deci care nu mai consumă, și care este reabilitată. Are o viață, să spunem, normală. Normal, integrată social, da. E important, dar asta. Nu avem o statistică, nu? Dintr-o sută de indivizi, cam cât. Pentru mine. Uh, Și unul e suficient, e foarte important. Pentru da. mine, toate persoanele, toți beneficiarii, că noi așa îi numim uh -huh. persoanele consumatoare de droguri care vin la tratament, care spun, acum vreau tratament. Pentru mine. Deja e deja un pas înainte. Este o persoană care a făcut un pas extraordinar de important spre recuperarea lui. Uh -huh. El tot timpul va fi legat de centru, pentru că în momentul în care tu ești acasă, îți iei metadona, dar nu știu, te-ai întâlnit cu un prieten cu care tu, acum câțiva ani, îți făceai doza. Te face să ai flash respectiv. Wow, uh -huh. mă, ce experiență aveam! Ce-ar fi să mai încerc o dată? El când simte că este la risc, Trebuie să știe, mă, ok, dau telefon și îmi sun la centru, psihoterapeutul, medicul, persoana cu care aveam încredere să vorbesc, pentru că ea mă va motiva să nu fac pasul ăla spre, spre consum, spre recădere. Am un exemplu pe care vreau să-l dau. Aveam 14 ani când a venit Revoluția Română, ceea ce presupune că adolescența mea, în adolescența mea, am încasat MTV și rock and roll și, și grunge, foarte mult grunge, exact, existau, existau trupele din Seattle, Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, o, grămadă de nume de astea, ca să constat într-o zi, da, înaintând în vârstă, că în afară de vocalistul formației Pearl Jam, care conform declarației lui n-a pus niciodată gura pe heroină, băi, toți ceilalți sunt morți. Că unul s-a împușcat în cap, că alții au fost găsiți de supradoză în casă, da? unii chiar trei zile sau o săptămână mai târziu, toți au fost morți pentru că la vremea respectivă în Seattle exista un focar de consumatori de heroină care a făcut victime pe bandă rulantă și atunci recunosc, băi, m-am scărbinat un pic în cap, zic, băi, ăștia erau ado eroi adolescenței mele, nu mai e niciunul în viață. Wow! În wow. Philadelphia acum. Știu, am văzut, de sunt niște imagini pe YouTube cu Philadelphia, te iei cu mine de cap, dar nici nu știu ce consumă aia, consumă ceva foarte este Este criza opioidelor, heroinei. Este criza... Și nu e oraș de zombi sau cel puțin fentanil, în zona aia? Fentanil, este... Uh, consumă substanțe de tip opioid, da? Nu neapărat heroină, numai heroină, uh, morfină, fentanil, și o groază de opioizi sintetici. Heroina este um, o substanță, un drog semisintetic, pentru că ea se pleacă de la macopiaceu, dar în procesul tehnologic se adaugă și alte substanțe sintetice și de asta este de semisinteză. Dar sunt și opioizi, substanțe opioide de tip sintetic, cum spuneam, ca aceste etnobotanice, care uh, au efecte asemănătoare heroinei, dar au această caracteristică de a, 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 duce la dependență mult mai rapid. Și de a persoanele respective devin într-adevăr zombi. Mai poate nu m-am plimbat eu suficient prin Bucureștiul ăsta, dar nu am văzut zone cum văd a, pe YouTube din Filadelfia, pe strada la noi. Mai vezi noaptea câte unul dacă mai mergi cu taxiul sau cu mașina mai e unul pe două drumuri și îi vezi care-ți de la alcool și care-ți de la se vede după privire dar băi, n-am văzut o masă de oameni zombi, cum am văzut acolo Da, acolo cu siguranță este și disponibilitatea substanțelor care s-ar putea să fie mult mai mare dar și foarte mulți homeless și problemele sociale care au apărut ca urmare a crizelor economice în visata da, Dar arată și așa are și astfel de imagini pe care na, noi când ne ducem în alte țări vedem doar partea frumoasă de multe ori nu ajungem să vedem și părțile urâte, e asta când te duci ca turist, da. Da. Deci, da, știu știu, știu ce deci spune. asta, și eu am văzut acele din Filadelfia, nici mie nu mi-a venit să, să cred și mai ales într-o țară în care iar are o legislație mai relaxată cu cannabisul. Și totuși există și criza opioidelor. Aici am pun o întrebare, pentru că mulți spuneau de multe ori, ok, hai să decriminalizăm consumul de cannabis, pentru că lumea nu va mai ajunge să consume drogurile mai tari. Și eu recunosc, din acest punct de vedere, urmăresc... Aici ai, ai această dilemă, și anume, consumul de cannabis, dacă este o poartă, un ghetă, cum se spune, către chestii mai complicate sau nu. Da, în, în, state, deci multe state sunt de acord cu consumul recreațional. Nu neapărat un getaway, dar nici asta nu înseamnă cum mulți spun, ok, hai să legalizăm consumul de cannabis pentru că mulți nu se vor mai duce către consumul de droguri mai grele. Acolo am exemplu din Philadelphia. Exemplul e exact invers. Și recunosc și eu studiez fenomenul, cum a spus, de asta este nevoie de aceste date, de aceste cercetări și studierea fenomenului pentru a lua decizii bune. Și ajutarea și nu incriminarea dependenților, că aici vă moneda pe treaba asta. Repet, în România, consumatorul de droguri nu este incriminat, conform legislației. Deținerea, aia este sancțiunea. Că tu folosești pentru consum propriu, dar ți-am spus, ți spus ce e pentru consum propriu, uh, nu mai ajung să fie în închisoare. Uh -huh. E ajuns să fie într-un program de tratament. La nivelul Uniunii Europene se pune un accent foarte mare pe această justiție terapeutică. Acest nou tip de abordare, astfel încât consumatorul de droguri să nu mai ajungă în închisoare. Să fie reabilitat, dar să intre într-un program în care uh, persoana să fie urmărită da, și evaluată periodic, să se vadă, ok, stă într-un program, da, sunt și niște uh, evoluții în tratamentul lui, nu să stea doar să fie scris acolo și atât. În alte țări există, chiar în America, mi se pare, există un tribunal al persoanelor consumatoare de droguri care judecă. Doar aceste cazuri legate de persoane consumatoare Numateles... care se vășesc ca fracțiuni și atunci judecătorul poate să-l cheme periodic chiar pe persoana Ei, respectivă. Cred că e important să mai luăm de la alte sisteme ce funcționează și să nu le luăm cu totul așa. Da, dar ele trebuie să fie adaptate până la Bă, urmă zic, la, să fie la, adaptate pe... la cultura și la, nu știu, nivelul țării respective. Mă amuzam de o știre tot de acum vreo 3-4 ani când uh, s-au făcut niște analize asupra apei reziduale din Parlamentul Italiei. Observatorul European. Și a ieșit un... foarte multă cocaină, a zis, What? În weekend. Da, cum frățioare. Da, da este iar un proiect al Observatorului European pentru droguri și toxicomanie uh, prin care au fost analizate apele reziduale în anumite orași. În Parlament. Uh, nu neapărat în Parlament, pentru că nu se ia de la Parlament. Și mai era în campusuri universitare, că se simtea era în aer la un moment dat. Nu neapărat hmm. în aer. Este hmm. exact cum apele reziduale sunt colectate, pentru că ele sunt, colect la... sunt colectate da, da, da. Unde... și acolo se iau analizele. Nu știi de unde vin, propriu zis. Așa apele. era știrea că era din Parlamentul Italiei. Și că e foarte. Da. da, deci nu te duci la Parlament sau la universitate să iei hmm. de acolo. Pentru că tu vrei să. La nivelul orașului. Și un alt lucru. Cum vorbeam de testele, de testare la început, uh -huh. ok, la universitate, poate eu consum în altă parte. Și a, mă duc la toaletă acolo. Nu înseamnă că am consumat acolo. Eu poate sunt vizitator în Parlament și mă duc și. Nu înseamnă neapărat. Adică, de asta, pentru a se evita anumite confuzii legate. Dar mă, și s-a văzut în, iar un alt lucru că crește nivelul de metaboliți identificați în apele reziduale, în special în weekend. În special când sunt festivaluri, când sunt evenimente de socializare și acolo unde se întâmplă să există un consum mai mare de astfel de substanțe. Mai am uh, o ultimă temă de vorbit cu tine care este în afara Agenției Naționale Antidrog. Uh, avem această discuție de când am început și anume că tu te-ai lăsat de fumat. Mai, îl mai avem pe domnul Ovidiu aici care de asemenea s-a lăsat de fumat eu nu m-am lăsat de fumat nici nu intenționez pentru că eu consider că eu sunt bine cu mine așa uh, și nu vreau să intru într-un tip de contradicție ci vreau să uh, am un plus de informație uh, este adevărat de pildă că fumător fiind uh, te ferește de niște complicații pe anumite tipuri de afecțiuni. Spre exemplu, șansele ca eu să fac Parkinson sunt mai scăzute sau spre deloc dacă sunt de pildă fumator de tutun. Din punctul... am, am dat exemplu anu, Parkinson, eu... s-ar putea să fie mai multe afecțiuni. Eu... Adică mă păzește de anumite afecțiuni. Eu că nu am știi... informații de, de, de că fumatul, că nicotina ar proteja un om de anumite afecțiuni. Eu și-mi aduc, aduc aminte și cum se spunea la un moment dat că tot am trecut prin această mm -hmm. pandemie când se spunea fumătorii de, de tutun sunt mult mai protejați în. Am uh, de canabis. Da. Da. Uh, deci este posibil acum și fumătorii să-și găsească argumente, să-și mențină această dependență, dar în fața celorlalți. Domnul pe mine mă protejează față de COVID sau față de Parkinson sau față de altceva. Nu, nu e argumentul meu. Eu nu vreau să-mi trag asta pe, uh -huh. pe spuza mea ca să-mi găsesc scuză că fumez. Mi-asum. Doar voiam să știu dacă există studii care... Bun, băi, conform statisticii la, la 50 de... La, la, la 100 de oameni uh, care sunt bolnavi de Parkinson, da, să zicem... Uh, văd că doar 3% sincer, sunt fumători sau, sincer, sau alte Sincer, informațiile acestea s-ar putea să fie, dar nu cred că s-a făcut un studiu care să arate ok. Nicotina a avut vreun efect. Uh -huh. Ca așa în anamneză, ca medic întreb, ești fumător, câte țigări și lucruri de genul ăsta, este posibil. Dar sincer nu, cred că s-a făcut niciun studiu și iar nu cred că este o legătură între tutun și protecția împotriva anumitor boli. Pentru că, na, știm acum Știu așa. doar că este, dacă ai o afecțiune da, tutunul nu poți să... Fumatul în sine poate să-ți potențeze destul de neplăcut afecțiunea. Altfel am înțeles că mari mediuri nu face așa pur și simplu. Acum, na, ți sunt și foarte multe da. boli pulmonare care apar ca urmare a consumului de, de, tutun. Acolo sunt mai multe studii care arate că, într-adevăr, tutunul ar fi principala cauză de declanșarea acelor boli dar na, acum. tot timpul în acest domeniu vor fi două tabere. O tabără care va fi împotriva consumului și atunci va găsi argumente care să i susțină această părere, și ar cei care vor fi pro-consumul substanței respective, își vor găsi argumentele pentru acest lucru. Stiu, pentru de, a face de, de cercetare, a da, pe cercetare pentru a face cercetare este nevoie iar de foarte multe resurse mm -hmm. pe care sincer puține țări și le permit în același timp resurse financiare specialiști formați pe acest lucru și locuri unde se poate să poți să faci această cercetare și este greu Te-ai lăsat de fumat brusc sau uh, ai luat-o ușor? Dacă astăzi șapte. fumam 10, por mâine 7 păr mâine 5 Nu, a fost brusc și acum țin minte în primă... eu fumam țigările normale por -am Cât fumai pe zi? Fumai un pachet? Depășeam. Aveam dăți când depășeam. Deci am avut un consum destul... Și eu am avut la un moment dat, fumeam două pachete by default și dacă mai ieșeam la o beră, mai fumam unul. Și ce mi se pare enorm. Este, este enorm. Îl vedeam și atunci enorm, acum și mai și. Nu vreau să dau nimănui lecții, fai că eu am reușit sau lucruri de genul ăsta. Dar până am trecut la aceste substanțe de tutun încălzit, care l-am folosit o perioadă destul de, de, lungă, dar la un moment dat am zis ok, stop. Și mi-a dus și aminte acum ultimul pachet de astfel de țigări încălzite, care pe mine un pachet, ajungeam din un pachet și ceva pe zi, m-a ținut vreo 3 zile am tras de el, cum se spune. sunt acele dispozitive în care bagi da, și da, îți da, faci da, necesar da. de nicotină. Să știi că și aici părerile sunt părzete. Unii spun că ar fi foarte toxice, de fapt. Mai mult decât atât, s-ar putea să aibă o doză... Dacă Nicotina de, de, dacă să fie mai... Mai mult decât să -ți din țigările astea și să nu-ți facă bine, adică să faci o intoxicație de tabagică poți, po poți să faci mm -hmm. din țigări mai pufăi din țigările normale mm -hmm. dar și din cele normale ție și alte substanțe care se arte ah, în procesul de arderie. Sunt atât de analog la asta da. îmi place. Dar am reușit. Acum depinde foarte mult și de motivație. Într-adevăr eu am reușit. Nu înseamnă că acum eu nu mi-aduc aminte sau când văd pe cineva nu mă mai gândesc eu. Wow, cum era când fumam. Sau să-mi aduc și aminte de momentele în care, nu știu, după ce mâncam, mi-a prindeam o țigară. Da, sunt reminiscențe ale acelei dependențe, reușesc să-mi țin în frâu. Ăsta este tratamentul, de fapt, care trebuie să-l primească consumatorii de heroină. La o statistică pe care am făcut-o eu personal, la oamenii care s-au lăsat de fumat, nimeni nu a reușit să se lase treptat. Te lași brusc sau nu? Sincer, și mie mi se pare mai uh, ușor așa, dar trebuie mm -hmm. să avem în minte mm -hmm. un alt. Sindromul um, cârjei. Uh, avem piciorul în gips, da? Și nu știu, avem șase săptămâni. Mm -hmm. Șase săptămâni avem cârje, Da? Și noi mergem cu ajutorul ei. După șase săptămâni ne scoate gipsul, da? Noi nu putem să mergem cum trebuie. Pentru că în continuare este cârja. Da, 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 da. Și de asta este greu de a face cine reușește să facă, să facă, să treacă direct, să spună stop și ea, mi se pare că are cele mai mari șanse să țină această perioadă de abstinență mult mai mult. Voiam să o lămurim și cu, cu fumatul, da? Cum putem să ne lăsăm. Că, ma, mai devreme sau mai târziu, ce știi. Am acest exemplu din familie. Tatăl meu nu a reușit să lasă de fumat, a mai luat câte o pauză de câte trei luni, știi? Dar altfel e bine mersi pe picioare. Sunt cazuri și cazuri. Sunt persoane care, în urma consumului de tutun, au avut probleme medicale foarte grave și sunt și altele care constituția, metabolismul, de, de viață, stilul da. de viață, mm. Da, i-a sprijinit să duc această dependență mult timp. Fie vorba între noi și vorbim, vorbesc exclusiv de țigările care se găsesc pe piața românească, băi, calitatea tutunului este foarte proastă. Nu știu, nu era așa. Adică mi, -mi s-a oferit ocazia să fumez un Lucky Strike de peste ocean versus unul de aici ce fumezi aici, de la jumătatea țigării, nu mai e fumabil. Adică este un gust foarte... În partea de am dus țigara până la capăt. Calitatea totul și cum o tratează și cum tratează tot treaba asta cu ce chimicale bagă, cred că... Din cauza asta m-aș lăsa eu de fumat. Nu tutunul propriu zis. Un motiv care... acum a identificat pentru a te lăsa de fumat. Da, mai vedem asta devin foarte nervos și irascibil și nu mă mai înțeleg eu cu mine dar problema, cel mai probabil este de la mine din cap. Dar poate vă găsi poate fi găsit o altă îndelenicire ca să spun așa, care să te semințe, așa era la un moment dat era, era, o tehnică pentru cei care se lasă de fumat să țină un pix în mână tot timpul, să aibă legume sau fructe tăiate bucățele foarte mici pentru a simula, a uh -huh. substitui gestul uh -huh. de a duce... Tu ai făcut de astea sau...? Nu, nu. 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 Am, la mine am poate am avut motivația mare ce, cu fetița și atunci am trecut. Dar am, de fapt am avut și episoade în care am mai făcut și chestii de genul ăsta. Am vrut eu să-mi întăresc motivația de a nu mă întoarce. Uh -huh. Dar asta pentru că reprezintă o dependență și gesturile pe care le ai în momentul în care ești dependent de o substanță, de ritualurile pe care le ai în momentul în care îți administrezi substanța respectivă. De exemplu, persoanele consumatoare de heroină pe care noi le avem în tratament, noi încercăm să le. Să Tratăm și de dependența de substanță, dar și de, de dependența de gesturi, pentru că sunt cazuri și menționele la un moment dat de seringile cu metadonă, uh -huh. pentru că ei sunt dependenți de gestul injectării, ajung să-și administreze metadona, deci un medicament pe care e injectabilă. Și reprezintă iar o problemă, pentru că în comprimatul respectiv există substanță activă, dar și alte substanțe care ajută să fie făcut comprimatul și care afectează foarte mult vasele de sânge, direct când sunt administrate direct în, în venă. De ce Dumnezeu mai bagă pe lângă? ca să facă compusul cum trebuie. Sunt uh, amidon, uh, sunt uh, substanțe um, naturale. Adică, adică că ar... întreb asta, că cine ne ascultă dar trebuie să știe băi, asta îți Tal, în știi? Talc, uh, adică uh, ce-și bagă un consumator da, sau da, ce da. este în comprimatul respectiv. Uh, nu, ce-și bagă un consumator. Medicamente, sunt și alte medicamente. Uh, depinde acum și de la dealer ce substanță iau. Pentru că nici ei nu au încredere 100% în cele de dealerul respectiv. Și ei nu știu. De cele mai multe ori nu știu. Ei știu că este marfa de calitate când experiența dată de doză este aceeași cu cele pe care. sau este bună. Nu Și atunci ei consideră că ce -au, ce au acolo este de calitate. Dar nici ei nu știu exact ce este în doza respectivă. Doamne ajută să putem să cumva, mă rog, mai ales voi să faceți lucrurile să, să salvăm cât mai mulți oameni pentru că e, cred că nu le este deloc ușor oamenilor care ajung în situația asta nici cu, nici cu dependența și nici cu restul de probleme care sunt prin viața lor, știi? Le este foarte greu, într-adevăr dar le este greu nu numai lor, și familiilor lor pentru că sunt foarte multe cazuri în care membrii famililor vin și ne cer ajutorul. Și atunci a, atunci pentru noi, sau cel pentru mine, cel puțin este foarte... pentru un părinte să, ai, să ajungi în situația asta cu copilul. Poftim? Zic, cred că este cumplit pentru un părinte este, să ajungi în situația asta cu copilul. Este foarte com cumplit și, și în momentul în care te duci la specialist și specialistul îți spune că este greu de a face ceva cu o persoană dependentă care nu își dorește măcar să se gândească că are o problemă. Uh -huh. Când persoana respectivă o spune dar eu n-am nicio problemă, eu consum de plăcere <sus> și tu ai spus lucrul ăsta legat de tutun, <sus> pentru tine nu este o problemă, atunci nimeni nu ar putea să te sprijine sau să te uh -huh. ajute să te lași de... Este, psihologii folosesc uh, um, ciclu schimbării lui Poroșca și Diclemente. În primă fază este faza de precontemplare în care eu consum că-mi place. Nu e nicio problemă, nu mă interesează că îmi face rău, nu-mi face. Păi e atât de mare încât. Știu, singurul avantaj pe care îl văd dacă m-aș lăsa de fumat este că am mai mulți bani de buzunar. Da, dar nu să rămână. că o să ducă spre altceva. Nu neapărat că o să faci economii. Deci asta spuneam, prima consum că îmi place. În a doua, deja încep parcă să... Părinții, văd că sunt supărați, văd că încep să fac probleme. Dar, ok, eu consum în continuare. Pentru mine nu mă afectează, îi afectează pe celălalt, nu mă deranjează, eu consum. Pe urmă începe cea în care eu văd că am început să am probleme eu mai grave, nu știu poliția, sancțiunile ale poliției, probleme de sănătate. Și atunci încep să caut și eu, ok, ce pot să fac, unde pot să mă tratez undeva, uh, și pe urmă este cea de acțiune în care eu chiar mă duc. Între etapele acestea sau în etapele acestea eu pot să stau de la o zi, două luni sau chiar ani. Prima etapă, acea de precontemplare, este numită luna de miere, în care totul este frumos. Vai ce cinic sună asta. Da, la... dar și nu, nu, mă interesează altceva. De aia poate să fie de la o zi, două, o lună sau la antizile. În acea perioadă vin cei mai mulți părinți copilul meu consumă. Și vine și cu copilul. Și când tu îți dai seama, copilul, pentru copilul nu e nicio problemă. Tu îi dai toate argumentele din lume. Încerci să-l atraci, încerci să stai de vorbă cu cine nu-i dorește. Dar eu nu vreau chestia asta. S-a întâmplat o treabă zilele astea. A fost o știre și jur că n-am știut cum să mă poziționez cumva. Pentru că am by default o problemă cu autoritatea Ceea ce, în momentul în care ce într-o primă fază am fost total deranjat și anume a fost o razie a poliției într-o școală sau liceu și a început să controleze elevi și a zis, băi, nene, dă o încolo de treabă. Porma, am stat și m-am mai gândit un pic, zic, bă, dacă au făcut asta, înseamnă că printre elevi sunt dealeri de droguri. Printre elevi, nu printre alții care vin pe lângă, ci colegi de clasă, înțelegi? Păi și dacă problemele stau așa, înseamnă că e destul de grav și că cumva o acțiune de intimidare și de a, sperie, de a speria elevii o fi necesară. Încă nu știu dacă s-a procedat în tocmai corect și cum e mai bine pentru elev. dar cred că dacă ai la, la școală, în clasa unde ai copilul, un clasă sau la clasa de lângă un, un, un dealer care oferă diverse substanțe de la biarbă la orice, băi, e o problemă destul de nasoală. Odată ce drogurile apar în cadrul unei școli, reprezintă o problemă foarte gravă. Din acest punct de vedere, noi încercăm să formăm și profesori, Pentru că să-i vadă la o să. Să identifice să, să identifice uhum. și niște lucruri. Profesorii mai știu și din prin, prin familie situații. Uh, dacă au. De, dacă mai știu. A, a, știu și situațiile sociale. Elevi, da. da, da. da. Știu mai multe date. Adică ăsta este un rol pe care noi încercăm să-l dăm uh, și profesorul prin care și ei să identifice anumite situații de risc. Pentru că în momentul în care identifice anumite situații de risc, poți și să cere ajutorul. Iar noi avem și un proiect Fred Goes Net, inspirat uh -huh. chiar din uh, Germania, din câte mi-aduc eu bine aminte, uh, care sprijină copiii care deja încerc să experimenteze. Nu sunt dependenți. Au fost prinși nu știu, de profesori pentru prima dată că, nu știu, au fumat o țigară sau au ceva asupra. Nu, că au ceva. Au experimentat consumul unei substanțe, au văzut pe ochi că este ceva în regulă cu ei, și atunci acest proiect îi ajută să nu ajungă să devină un consumator regulat, să, să, să oprească consumul mm -hmm. respectiv. Uh, noi încercăm să facem. Acum, da, evenimentul respectiv știu că a fost la, la televizor. Nu știu exact. Și la televizor acum depinde cum se prezintă tot evenimentul. Bineînțeles. Da. Sunt multe lucruri, poate, că toată lumea spune de mâine să nu mai fie droguri sau de mâine să fie cannabisul legalizat. Dar este un proces foarte complicat pe care, sincer, trebuie să avem lucrurile foarte bine stabilite și să știm după cum ați văzut din punct de vedere medical, malpractice-ul, malpractisul, ul da? Ok, dă în judecată, atunci medicul trebuie să respecte procedurile cum trebuie. Mâine, dacă, de exemplu, în România ar fi utilizat cannabisul din punct de vedere medical, da? Pentru anumite afecțiuni. Eu știu doar un singur medic care a făcut un curs în Statele Unite ale Americii pentru, a, pentru utilizarea cannabisului în scop medical. Uh -huh. Dar trebuie să-i formezi și pe aceștia dacă modifici legislația. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie să fie luate în considerare. Cred că mai e un aspect aici, așa nume, ceea ce se numește tânăra generație, și vorbesc de oameni, hai să zicem, sub 30-25 de ani. Sunt mult mai predispuși decât ăștia ca mine trecut peste 40, care suntem o generație mai analog și eșuăm mai degrabă în alcool decât în, în zona asta. Populația de risc, să spunem așa, care este predispusă în a demara consumul de, de droguri, este cuprinsă între 15-34 de ani. Mm -hmm. Un accent poate mai mare pe ce pe 18-24. Am înțeles, acolo e... Acolo, okay. da, dar pe 15-34, pe asta este cam uh, uh, limitele de vârstă în care sau intervalul de vârstă pe care noi punem accent, astfel încât uh, să fie diminuată vârsta de debut în consumul de droguri. Uh -huh. Pentru că ne dorim să nu existe noi consumatori, dar na, televiziunea uh, internetul, Coolnex-ul, da, aduc informații care sunt pro astfel și cât de cool al fi informațiile noastre, tot toată lumea, mai bine este să vă la televizor, nu știu, într-un film, nu știe doctorul de la Ana sau psihologul de la Ana, cât de bune sunt astfel de substanțe. El a încercat, el nu știe. El nici nu se uită la Netflix, Ăsta este un lucru pe care noi ne ajutăm în activitățile de prevenire exact să avem și noi informații, să fim și noi, informații noastre să fie actualizate. Într-adevăr, poate de multe ori, nici eu nu pot să spun acum, lucrez din 2005 în Agenția Națională Antidrog. Nu pot să spun că știu multe. Știu mm -hmm. multe față de un părinte care nu, nu a vorbit despre droguri. Dar, în același păi timp, da, nu te să vorbești Sunt multe vorba. lucruri care nici eu nu le știu. Mi-aduc aminte de prima campanie de reducere a riscurilor, a riscurilor asociate consumului de droguri, chiar la Fama Veche, în 2008. Și am stat de vorbă cu studenți de la medicină care veneau și ei erau surprinși, Oh, se întâmplă lucruri de genul ăsta, dar vorbeam deschis. Eu nu o să spun niciodată când sunt lucruri pe care nu le știu. Nu vreau. Deci eu am trăit o situație hilară în Vama Veche, dar vorbesc de până în 2003, când oricum nu prea era mare lucru cu drogurile, nu se știa mai nimic, dar apăruse, era o comunitate mult mai mică de oameni care veneau atunci și apăruseră polițiștii sub acoperire care sărmanii, la cea vreme, erau îmbrăcați în pantofi, pantaloni de stofă și cămașe gri și li se dădea diurnă de o și o cola. și vedai vedeai că stăteau și se uitau la noi restul lumii și mitocanii cu care mai eram pe acolo, să mai duceau la cât un pipilică, le făceau și așa. Uf, și era, era penibil situația. Dar poate, da, poate v-ați gândit că poate ei erau mumel? Dumnezeu știe! Deci, da, asta acum, zi, acum, că, Cred că da, lucrurile e... nu mergeau neam acum, ulterior lucrurile s-au mai schimbat, clar. Cu siguranță. Și polițiștii s-au mai schimbat, știm și asta. S-au modificat proceduri sau au, au, sunt instrumente noi pe care ne ajută și pe noi, și în medicină, și în medicină și în toate domeniile lucrurile au avansat, nu rămân la același nivel. Poate până atunci, într-adevăr, nu, se, nu erau atâtea informații legate de, de droguri. nu era un trafic atât de mare. Că nu că era și un... de atunci că am început problema, asta zic, și au fost primele măsuri. Ulterior, cu siguranță, lucrurile s-au îmbunătățit pe mult Eu cred că erau și înainte, dar poate na, nu atât să de știi vizibile să că am un exemplu limpede cu o trupă rock din Anglia care a venit în uh, anii 90 uh, a fost quite funny uh, și au cerut și ei ca așa mai e la rock and roll, au cerut și ei niște erbă și organizatorii și toată lumea care nu venit zice bă n-avem că la noi nu-i cu asta, dar luați niște carpați și uh, era atât de tare tutunul pentru aia că au fost mai mult decât mulțumiți <laughs> n-au mai cerut nimeni nimic da, sunt, au fost situații și situații, mai ales atunci după 90, na, la noi era deschiderea către Vest, către da, 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 anumite lucruri care, aveam acces la anumite informații pe care până atunci nu aveam acces și, na. Aveam și o imagine foarte deformată despre Vest constat în mm, timp. Păi era imaginea care ne era nouă dată la momentul respectiv. Mm -hmm. Așa este și cu drogurile. În primă fază, drogurile îți dau o crezi că îți dau, o să-ți dau o imagine foarte bună, dar de fapt e exact invers, că na, atunci era, noi avem deformate imagine, acum toți prezintă drogurile ca un lucru ok, da? dar de fapt dramele care sunt în spatele persoanelor consumatoare și dependente, că de asta multă lume zice, nu, eu doar o dată, de două ori. Da, toate încep o dată de două ori. Și că... ușor, ușor se dezvoltă toleranța și vrei, vrei să experimentezi. Pentru că aceste substanțe nu ne-am ascuns. Noi cel puțin niciodată nu ne ascundem și spunem. Aceste substanțe în prim, la primul consum dau o plăcere. De-asta de asta sunt consumate. Dar acea plăcere durează foarte puțin. Și este înlocuită de efectele negative. Și acum... Da, nu cred de... că lumea în general se raportează. Am intrat în viața noastră cred că cel mai tolerat dar vorbesc de toleranță la nivel de capitale europene da, la metropole europene am văzut că în general în toate țările este tolerat consumul de cannabis. În rest, totuși nu cred că la restul se raportează oricine ca la băi na, e ok. Plus nu știu, vorbeam de ăștia mai cu bani. Ăștia mai cu bani sunt mai pe cocaină, de pildă. Băi, șansele, cred, de la cocaină să stea inima sunt destul de mari. Adică nu... Sunt foarte mari. Sunt foarte mari. Cocaina este un drog de tip stimulant, da? care te poate duce în stop cardiorespirator foarte rapid. Depinde cât de mult consumi. Uh -huh. da? Și tu vrei, vrei să țină în continuare starea respectivă, și consum, și consum, și consum. Adică bănuiesc că, na, fiind, fiind la un party și nu la un loc unde-ți unde bagi, că la heroină cred că nu mai e niciun party după ce ți-ai băgat heroina, A, ești este, tu cu tine și pe la revedere. Hibează, Dar aici, la hibează. cocaina și la restul, e întotdeauna de, de, de socializare cum ar veni, știi? Da, este de Tipul, mm -hmm. e de estimulant. Sunt în special de socializare pentru că așa și de energie. O energie mai mare și o... Uh, o experimentare, o experiență a muzicii altfel, dacă e sub influența acestor substanțe față de uh, lipsa lor. Deci, Străirile diferă... Mi-am adus anumite de un stand-up comedy, știi, că ai consumat, era când ai luat o boabă, da, și vezi mașina gărzii, nu ți se pare, Ia e. Mm -hmm. <laughs> da, Da. Așa e, da. Că nu ți-ar apărea nici cum într-un trip mașina. <laughs> Poliție. Deci sunt, uh, sunt lucruri, dar este un domeniu în care, într-adevăr, chiar dacă se iau anumite măsuri privind decriminalizarea sau legalizarea, trebuie să fie făcute cum trebuie și să fie bazată pe evidențe științifice. Cum menționam la început, nici Organizația Mondială a Sănătății nu a dat o recomandare privind consumul recreațional a dat consumul în scop medical. Dar și aici, și ea la rândul ei a spus că este nevoie, într-adevăr, să fie o deschidere mai mare a țărilor spre cercetare în acest domeniu. Păi da, asta, aici sunt total de acord cu tine, pentru că eu am avut o grămadă de întrebări și ce mi-ai zis tu mi-ai zis, mă, sunt, uite, au început să se facă cercetări, dar încă nu avem rezultate și cu cancerul, și cu uh, sindromul post-război da? traumatic, post traumatic de care suferă oamenii care au fost la, soldații care au fost la război și așa mai departe știi? Adică și pe partea asta cred că ar trebui să dea drumul mai mult. Și e nevoie de legislație, e nevoie de niște parlamentari deschiși la minte care să Da, dar pentru cercetare, și legislația de la noi merge. Și în general pus pus accentul pe salvarea individului și nu pe incriminarea lui. Nu vorbesc de traficanți. Sunt medic. Și văd în ultima perioadă că nu se pune accent pe această incriminare a persoanelor consumatoare. Uh -huh. Da, nu-i puțin lucru. Că Eu, eu cu senzația asta rămân. Da, de deci întreb? pe cei care fac trafic sau care există dovezi că fac trafic, da, pe cei într-adevăr se pune un accent și ajung la, la pușcărie. Dar pe ceilalți nici, nici polițiștii nu-și doresc să-i Bage la pentru că au înțeles și ei. Spuneam că au fost cursuri de formare și pentru ei. Au înțeles și ei fenomenul. Dacă în primă fază toți spuneau: "OK, luăm un glonț și îi împușcăm pe toți." Când le-am spus: "OK, avem să spunem 2 milioane de consumatori de heroină." E un număr Doamne, nu. Nu, știu, nu știu, e o estimare. Da, da, da. Avem 100, uh -huh. ca să fie mai Sunt 100 de consumatori. Dacă îi împușcăm pe toți, nu înseamnă că o să dispară consumul de heroină? Trebuie să facem niște activități ca ei să nu mai ajungă să devină, pentru că marfa va fi disponibilă. Dealerii vor găsi întotdeauna metode prin care să-și atragă noi persoane să consume. Că le vor da substanța în prima, prima doză gratis, că le vor pune în băuturi, că vor, vor găsi metode. Ei vor dori să câștige. Și atunci, de asta și poliția își pune accentul exact pe această parte de combatere a traficului. De asta, rolul nostru la agenție este, într-adevăr, să ajunge ca și tinerii dacă îi se pune la dispoziție, gratis să spunem, nu, no. nu vreau, nu știu ce îmi dai, nu știu ce îmi dai, adică să, să iau o decizie da, da, da. sănătoasă pentru el, pentru viitorul lui. O să mă insist pe ceea ce am spus mai devreme, nu pot să ignor traficul, traficul este, este în domeniul ăsta de, cum îi spune, de, în zona asta de vârstă mai zis, 18-34... O... 15-34. 15-34. Oamenii ăștia îi vezi pe la festivaluri unde știi că să consumă. Cred că uh, ONG-uri care ar trebui să ocupe ar fi foarte sănătos, fără presiunea poliției dacă cineva și-a cumpărat ceva. Băi, ai grijă dacă totul ia să nu ajungă în comă la spital sau domne ferește de mai Eu rău, Eu mă ocup în cadrul agenției și de activitățile de formare și... De-a lungul timpului tot mi-am făcut un fel de trusă în care uh -huh. să prezint și tipuri de teste din salivă, din urină, diferite dispozitive care sunt utilizate la consumul de droguri pentru ca persoanele să vadă să vadă mai multe informații. Și recunosc că am căutat foarte mult și de a arăta teste care sunt utilizate la aceste servicii de drug checking. Uh -huh care sunt, spuneai că sunt folosite. Nu am găsit disponibile în România. În România, momentan, nu am găsit disponibil. Este posibil nici să nu fie uh, o cerere atât de mare uh, din partea uh, organizatorilor de astfel de festivaluri sau da, cred orice că orice. nu interesează prea mult deocamdată. Nu. Este nevoie, cum spuneam, de această nu. informare, de educare și de conștientizare a tuturor privind acest fenomen și na, acum fac fac am beneficiat și eu de acest moment pentru a face publicitate acestui document raportul național privind situația mm. drogurilor în România care este realizat de Agenția Națională Antidrog și care prezintă nu activitatea Agenției Naționale Antidrog tot ce se întâmplă în acest domeniu ce ține Statistici. Statistici, și în același timp activități făcute de organizațiile non-guvernamentale, de centre de asistență private, de Ministerul Sănătății, de Ministerul Educației, de capturile făcute de poliție pentru a avea într-adevăr o imagine asupra acestui fenomen care există în, în țara noastră. Vreau să închei cu o, o poveste hilară amuzantă. În cartea lui Andrei Ișteanu despre narcoticile în cultura și literatura română, scrie acolo la un moment dat că în mănăstirile din județul Vâlcea, prin anii 80, când se depunea mortul în capelă peste noapte, se puneau în colțurile camerei și în jurul sicriului să ardă cânepă ca să nu se transforme în strigoi. Mortu peste noapte, da, zic uite, și Asta e o treabă de când... Și șamanii, cu foloseau... Ai văzut documentarul cu chicușuri? Nu. No. A, oh, trebuie să dau un documentar să vezi cu chicușuri. E vorba de un sat, cred, undeva în Moldova. Este posibil, Deși de, și când șamanii... Hau, de când șamanii... De când oamenii foloseau eter la beții. Și au povești cu Eter, dar e singurul sat, inclusiv și-au turnat în, în, fântâna satului. Dar niște povești de nu-ți vine să crezi. un simplu sat de oameni și așa e la parte Și spuneau foarte interesant, zice, băi, mergeam la nunți, da? n-aveam chicușuri să termina nunta a doua zi dimineața aveam chicușuri să termina două seară, două seri mai târziu știi? erau, dozele cu eter luate de la farmacie deci, da, lumea tot timpul s-a adaptat în funcție de nevoi, așa zisele nevoi pe care le, le avea. Deci, cum spunea și șamanii -și foloseau ciupercile halucinogene anumite, la anumite evenimente spirituale, da? Așa și la noi se foloseau astfel să țină nunta trei zile și trei nopți. Deci de acolo a apărut și vorba, trei zile și trei nopți. Am văzut o listă și cu asta închei. E cumplit ce spun, dar așa stau lucrurile. Am văzut o listă cu... Un tip de oameni din elita rusească, da, care au murit, sunt, erau vreo 13 până am văzut, care au murit anul ăsta din diferite accidente. Știi cum te trage curentul la ruș și te trage în afară și nu înăuntru, de <gântu -i> la balcon. Și unul din ei, unul care era cred de la Lukoil sau ceva, a fost găsit mort în pivnița din Moscova, a unui șaman uh, jamaican în timpul unui tristuazii. Păi, cum Da. Lumea începe... Da, și... teribilă. Da, este foarte teribilă. Mulți își permit să aducă șamanul, să și-l aducă tocmai în picnic și aici. Locul, așa, și să experimenteze, pentru că există foarte, foarte multe Povești și foarte multe scrieri în care sunt menționate astfel de substanțe: în care te ajută să ți întâlnești eu să te purifici, să devii. Nu știu ce să zic. Și atunci oamenii încearcă, oamenii doresc. Este dorința de a experimenta lucruri noi. Și atunci când ai timp, ai posibilități. Sunt un om al viciului, mă mai purific cu vin din când. Dar nu roșu. Bă, e bun la că nu mai e sângele, trebuie să știu când să mm -hmm. mă opresc atâta tot. Foarte mulțumesc că ai venit, a fost o plăcere. Și eu, și eu. Seara bună, la revedere. Mai bine, sănătate. Silviu Montano și prietenii săi. Podcast, nu futilități.